consilier, doamna directoare. Începem ședința ordinară a Consiliului Local din 23.08.2017 cu următoarele ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Băcaru Petrea, președinte de ședință pentru luna septembrie 2017. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunității Cutorcea, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 2 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Târgu Jiu, județul Bacău. Și ultimul punct, diverse. Lipsește primul punct. Procesul de vot. Păi, de la data? Nu, nu se trece. Deci, pentru nu, acum să puneți la procesul verbal, supunem la nu este procesul verbal de ce intervenim. Ăla e, poate, anexat aici, la dacă ți-a dat la raport. Deci, eu nu l-am primit. Dar totuși, doamne, haideți să rămânim, adică să punem, vă rog frumos, toți consilierii, nu cred că trebuie să facă cerere, dar toți consilierii, absolut, toți trebuie să aibă la următoarea ședință, procesul verbal al ședinței anterioare. Anterioare. Da, mulțumesc mult. Acum bănuiesc că a studiat. O să supun la vot, să vedem dacă supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord? Împotrivă, abține. Să punem la vot procesul verbal. Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții asupra faptului procesului verbal anterior, se înscrie cineva la cuvânt? Doamna Mediteru Liviu. Doamna Boagă. Și bineînțeles, pe parcurs, dacă este nevoie, se mai pot înscrie. Deci, de ședințe, care conduce ședința, practic, de adică să vă pot lua vătul? Puteți lua, doamne. Deci, domnilor și domnilor consilieri, referitor la procesul verbal, nu mai știu că este spate, vreau să ajung la diverse și adresăm pe o discuție, o întrebare direct doamnei postulate. Doamne, la diverse, domnul consilier Sfâlea spune așa. Aduce discuție camerele de supraveghere din satul Vișoara, îi se adresează doamnei viceprimar, să le aibă în vedere la ce din patru funcționează la un an. Prima întrebare și a doua scurtă. Eu, tot la procesul verbal, spun aici că doresc să aflu situația problemelor din comună și mă adresez dumneavoastră și ar trebui să prezintă dumneavoastră că a început să prestați starea comunei. Ei, eu cred că această stare, să ne prestați starea comunei, era necesară acum la procesul verbal. Stai, cum vă referiți la... Da, v-am pus două întrebări. Bine, da. Repet. Da. Vă referiți la... Din camerele alea patru. Da, și nu s-a referit la camere, a fost o greșeală. Domnul consilier mi-a zis de faptul de el. Și de camere a dus la cunoștință domnul Sfârnea că o cameră s-a furat, s-a luat de acolo, de către domnul care... Da, deci și-a zis, i-a atras atenția domnul primar, care vede ce vorbește, că se doamnă, ok? Vă mai repet o dată, da? Da, eu v-am spus ce e... Da, îmi dați voi. Da. Domnul consilier Sfârnea aduce discuții care de supravegheat din satul Vișoară. Îi se adresează doamnei viceprimar. Da, s-a greșit, asta vreau să spun. Să le aibă în vedere că de ce din patru camere funcționează doar una. Corect. Și așa spune în procesul verbal, da. Doamnă. Vă citesc din procesul verbal. Asta voiam să zic eu, s-a greșit. Ce s-a greșit? Felul cum a zis doamna, pentru că redactarea se vede în filmare. Bun. De asta atunci trebuie întotdeauna să aibă fiecare un proces. Da. Da, bun. Referitor la camere, deja suntem în procedură. O să dotăm și intersecțiile. Știți că la Tuta deja s-a mandat intersecția și am avut acum ocazia ca să le și folosim la prinderea boților de biciclete ce s-a întâmplat în sat la noi. Vestea s-a dus. Suntem monitorizați video, atât proprietăți private cât și noi ca primărie.
Da, avem în vedere și totuși, acum, astuna viitoare, probabil să ajungă și Ișoara. La tuta câteva, pentru că sunt... Bine, intersecțiile mari ne interesează. Da. Vlad Ișoara se interesează nu ca să-ți monteze camere în centrul la circulate. În special aici o mescare cu noi, Ișoara. Știu. Acolo, și la tuta se și la tuta la fel, da. Da. A, aia, da, la tuta era. Iar la punctul 2, la starea comunii, da. Eu v-am pus o întrebare, nu v-am pus așa că am vrut să vă pun, ca să treacă timpul de flori de măr. Deci, da. Am pus-o pentru că, mergând în satul ăsta, da. În special în comuna Târgu Trotuș, în satul Târgu Trotuș, dacă te-a plecat după ce faci și ai scăpat o cheie în șanț, nu te mai vezi de părării. Ori dumneavoastră spuneți așa, citesc, din procesul verbal. Da? Doamna viceprimar răspunde că dumneavoastră este tot timpul în comună și ascultă doleanțele tuturor cetățenilor. Da. Bun. Și doleanțe s-a ascultat dumneavoastră, referitor la starea comunei? Adică la ce vă referiți? Dați-mi un singur exemplu, doamnă. Ați discutat cu cetățenii, că îi năpădesc buruienile. Bineînțeles. V-au chemat, doamnă, mai puțin. V-au chemat cetățenii din Târgu Trotuș, v-au solicitat sprijinul să veniți. Că erau gropile pe acolo, să necau. A căzut un copil cu bicicleta, care nimeni n-a spus. Eu știu acest lucru. Păi, l-a zis dumneavoastră. Nu, doamnă, nici eu nu știam, am aflat de la altcineva. Nu, dar vreau să zic că vreau să vă referiți la domeniul public, dar e bun sau la șansă? La toată, doamnă, la toată comuna. Da, deci... la toată comuna fiecare trebuie să-și facă șansă și asta am putut să cel curățit, despre asta e vorba. Și pentru asta am fost și am ședința la fiecare. Domeniile care le avem noi de întreținut, bisericii, și asta noi ne facem, dar inclusiv la poliție, la vale, la... Deja am făcut. Dar nu pot să mergem noi să curățăm la fiecare în față șansurile ca să nu cadă bicicleta. Deci știți destul de... Era vorba de domeniul. Totuși ar trebui să umblăm și să dăm sfaturi, fraților. Da, da. Aceste ne ajutăm permanente, domnule. Permanente. Nu, permanente nu înseamnă numai când avem un eveniment la biserică, când vine botezul, când vine mirul. Nu a fost. Deci, la următoarea ședință, pe luna viitoare. Da, da, puteți să mă lăsați. Doamnă, la următoarea ședință, vreau ca să meargă acest diapozitiv. O să fim. Domnul președinte, vă rog frumos. Lăsați-l să-și facă un punct de vedere. După aia, domnul Liviu, vă rog să-l lăsați la oameni ca să-și... Păi, asta era ideea. O să vin cu o filmare și să vadă cetățenii. Deci, da. Dumneavoastră să spuneți. Asta se propune. Dumneavoastră m-ați întrebat și eu vă puteți să mă lăsați și vorbesc. Doamnă, ascultați. Lăsați-l să-și spună. Ați terminat, domnule? Nu am terminat, dar să vorbească doamna. Păi nu, ori terminați, ori să vă așteptați răspuns la întrebarea asta, sau cum o să procedăm. Păi așa la infinit merge. Nu, nu. Terminați-vă aici. Dați-i răspunsul și am terminat. Da, tocmai v-am zis. Nu, dumneavoastră a spus că sunt cu caracter permanent. Eu am spus că au fost permanent. Nu numai la zile festive sau... Eu am altor și cu cetățenii care am făcut pe domeniul public. Deci dacă dumneavoastră nu aveți, eu am. Bun, și mai avem o rugăminte, ca și consilier, treceți prin zone, vedeți tot felul de lucruri, poate vi se par ciudate, poate sunt grave sau mai puțin grave. Avem și numele de telefoane, lăsați-mi un mesaj. Așa... Puteți să vă implicați. Știu și eu destul de bine. Și eu sunt dezamăgit referitor la... Referitor la pălăriile alea, la ieșire din Trotuș, care aparțin domeniului domnilor naționale, care vin odată cu an și îl cosesc. Uite când au ajuns. Probabil zona asta trebuie să consideră noi, că deja ies în asfalt, n-am ce să... Dacă cineva dintre dumneavoastră îmi spune acum, deci, la modul cel mai sincer, că răspunde la telefon, ori de câte ori insistă cineva și sună, că răspundeți după 3 ore, 4 ore, după bunul plac. Nu este adevărat. E fals. Exagerat. Da. Dați-mi pe cineva care m-a sunat și sau n-am sunat pe imediat înapoi. Deci haideți să nu... Ui, alte întrebări aveți, domnul Titeru? Nu intrați în discuții. Vă rog, domn profesor. Care nu știți foarte bine. Deci, în ședința trecută la punctul diverse, am ridicat tehnicii, adică am fost mai privat întrebări. Pe aici, în proțiverbal este specificată numai una. De ce mai delantă? Tot ne se spune, să face un raport de activitate, nu știu mai ce. Dacă nici în proțiverbal nu apare... Nu apară vorbele pe care îi poate mai zice în următoare. Atunci... Da, nu și-are rostul. Așa putem din gură, poate. Deci nu și-are rostul discuțiile noastre. Nu. Deci în momentul în care noi solicităm sau ceva, spunem atunci... Dar președinte, nu înseamnă că vă puteți lua cuvântul de către doriți pe mine. Dar nici dumneavoastră, domnul primar. Eu sunt primar, totuși. Deci dacă sunteți primar, nu așa va fost să mă interesez. Cel puțin, nu știu ce s-a întâmplat. Da, s-a văzut, eu v-am explicat de atâtea ori, nu poate fi trecut chiar tot în proces. Dar nu, doamnă, n-am avut pretenția să se treacă totul. Atâta
ceea ce am solicitat și răspunsul nu le solicitam neapărat, nu le doream pe loc. Ședința următoare. Am înțeles. O să facem cu completări. Dacă nu sunteți de acord, nu vă votați și nu putem completa. Nu vorbați la urmar și venim cu completare. Eu sunt nemulțumit pentru faptul că unii consilieri care au cuvântul, se trece cuvânt cu punct și virgulă, tot ce iese din gură, iar la alții așa foarte fugitiv într-o propoziție, nu într-o frază. Da, bun. Da, o să ținem cont de viitor. Sigur, sigur. Deci, asta nu se poate să... Bun. Supunem la vot atunci. Cine este de acord pentru procesul verbal de ședința anterioară? Păi cine este pentru? Da, cine este pentru? Abținere? Împotrivă. Specificat acolo că vrem să primim și noi două procese de verbale. Nu se mai întâmplă. Nu se poate lucru. Problema. Și voiam să vă mai anunț că din august, cel puțin, după prima etapă de finalizare a concursului, sunt și director cu concurs. Plin. A rămas, mulțumesc, a rămas vacant postul de director adjunct. Domnul Tițurlea nu s-a prezentat, fiind organizat ieri un interviu pentru desemnarea prin delegație a directorului adjunct, unul din cadrele didactice care întrunesc minimul de condiții necesar pentru a îndeplini această funcție. Vorba de titlul de expert în management pe care dânsul a. Altcineva nu s-a mai prezentat. Da. Nu știu care sunt motivele. Dânsul a plecat la Bacău ieri. Știu că am vorbit cu dânsul ieri înainte de a pleca. Exista posibilitatea ca altcineva din afara școlii să participe la acest interviu. Și la concurs putea să participe altcineva. Deocamdată, da, se va merge cu unire pe această funcție până la organizarea unui nou concurs. Da, am înțeles că s-a pus sau urmează să se pună în discuție în cadrul Consiliului Local o eventuală premiere a elevilor meritoși din comună. Eu am mai auzit la celelalte primării desfășurarea unei astfel de activități. Eu am prezentat o listă cu elevii care au participat până la faza județeană. Am avut elevi înscriși, elevi premianți și cu mențiuni. Am prins în listă toți elevii, inclusiv olimpiada la care a participat, profesorul coordonator. Și aici sunt diplomele copii, după diplomele, ca să ne justificăm activitatea. Referitor la activitatea instructivă educativă desfășurată în școală, țin să vă anunț că avem un procent de promovabilitate la evaluarea națională, examenul de evaluare națională fiind unul din criteriile după care este apreciată calitatea procesului instructiv educativ în școală, foarte important. Stăm foarte bine, dacă vreți, per total comună centru, cum noi am fost centru de examen, procentul de promovabilitate este de 70%. Pe școli, tuta stă un pic mai bine decât Târgu Trutuș. Important este că doar un elev nu a participat la
următoare, la înscrierea în următoarea formă de pregătire profesională. Eu vorba de un elev ungureanu de la Duda. În restul, toți copiii noștri au participat, toți sunt înscriși, dacă vreți, am o listă cu colegiile, liceile, școlile profesionale, unde s-au înscris. Pentru ceilalți elevi ai școlii, clasele 0-7, avem în toată comuna 3 repetenți, unul la Tuta și 3 la Târgu Trotuș, și pe toamnă 3 corigenți la primar la Târgu Trotuș. Atât. Din punct de vedere al stării învățământului. Ne puteți spune exact câți copii au participat pe județ? La există, de exemplu, cei mai numeroși au fost la religie romano-catolică. La ei nu se face, la religia romano-catolică se face o fază interjudețeană, pe diaceză, ceva de genul ăsta. Acolo avem 7 copii, toți care au fost și cu mențiune. Deci până la faza județeană avem 6 copii. La faza interjudețeană a mai fost un copil, eleva Sascău de Elia, care a luat faza locul 3 la faza interjudețeană. Ceilalți copii, încă 3, au fost la 2 la impuls perpetuum, la fizică, o mențiune și un loc 3, și elevul Andrioae, care a fost la Olimpiada Națională a Sportului. N-a luat un loc anume. A fost 22, locul 22 la faza națională, dar a participat. Da, faza 1 la faza județeană, locul 1 la faza județeană, dar la național a fost locul 22. Deci ar fi 7 și cu 3 și cu încă... Deci obiectul cel mai favorit a fost religie. Religie. Da. În rest? Da. Fizică, 2 copii și sport. Da. Da, să înțeleg. Deci ar trebui să-i stimulăm și pe acest copii. Dați-mi cu punctul de vedere. Ce proiecte v-ați propus pentru anul... Stai să vă rezolvi. Botezăm. Nu. Proiecte referitoare la... Poftim? Proiecte educaționale. Da. Proiectele educaționale sunt cele tradiționale pe care le desfășurăm an de an. Sunt proiecte care se organizează cu prilejul sărbătorilor naționale, religioase, proiecte educative desfășurate la nivel de școală, la nivel de comună sau la nivel de clase. Sunt parteneriate pe care fiecare învățător, diriginte, le organizează la clasă cu diferite teme și cu diferite specifice, de la concursuri de desen până la concursuri sportive. Sunt concursurile cele mai numeroase. Sunt mai puțin implicați copiii la olimpiade, la alte discipline, pentru că în ceea ce mă privește, vorbesc din proprie experiență, am avut solicitarea părinților să nu solicit prea mult elevul la disciplina pe care eu o predau, e vorba de chimie și fizică, întrucât el trebuie să pregătească la română și matematică. Deci pentru toți părinții noștri, lăudabil de altfel, este faptul, grija pentru viitorul copiilor. Ei trebuie să obțină note foarte bune la română și matematică, pentru că asta este, astea sunt disciplinele pentru care ei susțin examen și care le asigură intrarea la un liceu dorit de ei și pentru o viitoare carieră, pe când participarea la olimpiada de fizică, biologie, mai știu ce, desen și muzică, sunt participări benevol. Și numai dacă vor copii, dacă sunt dispuși, dacă au capacități de a merge acolo, merg. Altfel nu îi putem obliga pe copii. Oricum, participarea la orice fel de concurs presupune timp alocat. Cum timpul copiilor nu este prea mult la dispoziție, dumneavoastră știți că aveți copii, în general avem programe foarte încărcate, în general au un program destul de aglomerat, clasele a 7-a, 8-a, au 30 de ore pe săptămână. Imaginați-vă cât stă un copil la școală. Și atunci ne mai punem întrebarea când să-l mai chemăm și la pregătire pentru olimpiadă. Deci, ce ține de noi, le asigurăm și le garantăm implicarea noastră 100% pentru pregătirea temeinică
al examenelor naționale. E vorba de examen la 2, 4, 6, știți că există examene naționale la clasa a 2, la 4, la 6, plus examenul de evaluare națională la clasa 8, care este, v-am spus, definitorul pentru urmarea unei viitoare cariere a copiilor. Asta în ceea ce privește activitatea instructiv-educativă. Alte proiecte referitoare la infrastructură sunt cunoscute la nivel de primărie. Ne dorim o sală de festivități. Acum îndrăznim să spunem mai mult. Acum când vedem că suntem pe ultima sută de cu finalizarea celor două mari proiecte esențiale, grupul sanitar și centrala termică. Suntem de departe mulțumiți și încântați pentru demersurile făcute, despre implicarea primăriei și voința pe care am constatat-o la autoritățile locale de a finaliza aceste proiecte de mult existente pe hârtie și în planurile. Și asta voiam să vă spun, că dorim amenajarea unei săli de festivități. Este prioritară pentru noi. Asta ca să ne ajute în desfășurarea tuturor genurilor de activități pe care le-am putea desfășura cu școala. Începând cu ședințele cadrelor didactice în cercuri, comisii metodice, unde participă cu un număr important de cadre didactice, până la spectacole de teatru, de exemplu, pe care suntem invitați, la care suntem invitați să participăm, dacă am avea o sală unde să intre mai mulți copii. Lucrul ăsta îl organizăm doar la nivel de spațiu oferit de o sală de clasă, deocamdată. Avem promisiunea domnului primar că se va rezolva și acest lucru în vechiul atelier al școlii, pentru că altă structură deocamdată nu este posibilă. Noi suntem încrezători că pas cu pas se vor rezolva toate. Suntem convinși că nu dispuneți de fonduri nemaipomenite și n-ați vrea să le distribuiți și către școală. Suntem răbdători, acceptăm întârzieri, dar și dorim să se țină de cuvânt toți cei care ne-au promis că putem face mai mult decât avem. Suntem dăruiți muncii noastre, ați văzut, avem cadre didactice și un colectiv didactic relativ constant la școală, lucru care asigură o continuitate și în pregătirea elevilor și cred că asta este unul dintre cele mai importante puncte, bile albe ale școlii din comuna noastră. Dar mai avem ceva de discutanțe de cu doamna directoare, o să luăm în cap când vedem la anul încă o sală de clasă. Vedem cum până mai acum să nu mai avem diferență între clasă, să fie aceeași clasă utilizată de 2-3. Și poate reușim să punem la punct în o sală de clasă. În condițiile în care s-ar mai construi o singură sală de clasă, am putea învăța într-un singur stil. Lucru care ar fi nemaipomenit pentru toată lumea. Așa știți foarte bine că învățăm două schimburi. Dar poate se poate tot, doamne, dar să nu mai poate. Păi, dar nu e nevoie de două. Nu e nevoie. E nevoie de cart. Da? E nevoie de teren de sport și cu sala respectivă care a zis doamna directoare. În schimb, am o veste proastă referitor la decernarea copiilor cu merite. Aici apare o problemă. Într-adevăr, doamna directoare au dreptate. Au fost decernați și copiii din alte comune. Ulterior, curtea de conturi imputăm acele sume. Nu există o lege clară, deocamdată. Legea se referă, ce avem până acum, se referă strict la copiii internaționali. Deci va trebui să studiem bine și să găsim o altă variantă de decernare lor. Eu am precizat atunci în curtea să ne spuneți dumneavoastră punctul de vedere aici ce ar fi. Poate aveți idei prin care să facem așa fel, soluționare să fie cât mai apropiat copiii ca să fie mai avansați. Deci să poate participa. Să fie stimulați. Sau să fie stimulați în așa fel încât ca să-și dea silința. Prin asta, eu am menționat că și profesorii ar putea să fie stimulați. Ca și ei, la rândul lor, să vină cu un aport mult mai mare față de ce au propus până acum. Acum, dumneavoastră, poate ne prezentați câteva idei.
prin care poate cu colegii noastre a stat de vorbă și, domnule, noi am vrea să mergem pe sistemul ăsta sau poate faceți ca să putem să, eu știu... Deci, din punct de vedere financiar, noi suntem legați de noi și de picioare. Noi nu avem cum să stimulăm pe niciunul din nici elevul, nici... Da, neavând fonduri, neavând posibilitatea. Noi nu lucrăm cu bani cash, noi nu lucrăm cu... Nu se poate noi, școală, să facem deci lucrurile. Nu vreau să ca școală. Vreau să veniți cu idei către noi, ca noi să vedem, să găsim soluții în așa fel încât ca să putem să le îndeplinim aceste solicitări. Noi auzim că în celelalte primării, consilii locale, s-au realizat aceste premiere, numai departe de comuna din care vin, s-au făcut premierele astea acolo la 15 august, cu surle, trâmbițe și tantală. Puteți să menționați sau nu? Sigur că da, nu. Comuna s-a scurt. Comuna s-a scurt. Da. S-au premiat 100 și ceva de ele, inclusiv cei care au terminat cu media 10. Înseamnă că i-a legat pe toți. Probabil, dacă nu, până acum, de acum încolo. Nu știu, nu. Da. Asta s-a văzut pe public, imagini publice. Da. Eu am văzut numai acolo și în alte județe. Și în alte județe. Și în alte comune de... Și Onești face lucrul ăsta. Da, sigur că da, dar de asta am spus. Că deci nu dispunem. Deci comuna Cașin a fost ultima pe care a făcut cota de conturi și s-a imputat tot ce înseamnă... Premiere. Exact. Deci mare atenție. Bun, asta nu înseamnă că eu nu vreau să construiesc. Sau că nu va fi o altă soluție. Sau, exact, sau nu putem găsi o altă soluție. Sponsorizări sau alte mijloace. Sigur că da. O întrebare de o secundă, dacă îmi permiteți. Vă rog. Școala de la Vieșoara este tot în administrarea dumneavoastră. Sigur că da. Și o aveți în inventar și... Categorie. În întreținere. Da. Da. Acolo funcționează o grupă de grădiniță și intenționăm din această toamnă să înființăm muzeul care a fost la școală, să-l ducem la Vișoara, să organizăm un muzeu de istorie și unul etnografic, găsim cu posibilitatea. Deja am vorbit cu reprezentanții muzeului Iulian Antonescu din Bacău. Știți că în școală Tăcutrotul există un punct muzeistic în care sunt în custodie piese descoperite în siturile arheologice din Țarna Nouă, de pe teritoriul comunei, și care erau în custodia noastră, expuse într-un spațiu dedicat exclusiv muzeului. Acum 3 ani, câștigându-se printr-un proiect la care a participat școala, un proiect de consiliere școlară derulat pe perioada 3 ani de zile, am câștigat dotarea unui cabinet de consiliere școlară, am fost nevoiți să alocăm spațiu dedicat muzeului, din lipsă de spațiu, cabinetului de consiliere școlară, pentru care am primit și o jumătate de post de consilier școlar pentru cei 612 copii din comună, așa sunt alocate posturile în funcție de numărul de elevi de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică, pentru că ei au nevoie exclusiv de un spațiu de întâlnire între psiholog și copii, ne-am orientat la fața locului și am organizat muzeul timp de 2 ani de zile în jumătate din spațiul bibliotecii din Târgu Drogoș. În propriu desfășurarea activității nici a bibliotecii, nici a muzeului. Și atunci, pentru că în toamnă suntem vizați pentru vizita de evaluare a Comisiei, Agenției de Evaluare a Calității, Paracipu, ca să arătăm că avem și bibliotecă și că avem și activitate în bibliotecă, am decis să organizăm muzeul la Vișoara, lucru pe care nu îl văd greșit atâta timp cât avem un microbus și putem organiza drum până acolo cu elevii unei clase, la orele de istorie sau când este nevoie. Și ca să avem spațiu și în bibliotecii alocați așa. În școala de la Vișoara, odată că am început de la curățarea coșurilor, că foarte bine că de fiecare dată la alegeri când vine pompierul, cu asta ne începe vizita la școala din Vișoara. Mai avem acolo o problemă cu mici infiltrații în peretele de pe hol, pe care anul ăsta din nou l-am curățat, din nou l-am tempuit cu forțe proprii. Probabil
dar de jos în sus pornește totul, să știți că asta dacă urmărim cum evoluează, și îl întreținem, lemne avem, personalul de deservire acolo avem cu la forfetare un sfert de normă pentru o grupă, nici nu avem cum să avem mai mult norme alocate îngrijirii, dar în activitatea celor 16 copii am fost. Doamna Puluc este la pensie, vom avea cadrul didactic sunitor din această toamnă, dar asta nu ne împiedică să avem școala în grijă și în categorie. E o problemă și cu urucile de apă. Urucile de la... Că se scurge de perete și din cauza asta. Probabil au uruginit, s-au spart și s-au răuvărit. Da, o să răspund, probabil să spun la viitor, că am discutat cu cineva. Da. Referitor la microbuzul școlar, știți, poate am discutat cu doamna, noi am depus o solicitare pentru muncă un microbuz nou. Nu știu din ce an este, 2008. Din 2008. 2008, da. Așteptăm răspunsul lor, să vedem ce... Și ăsta va fi folosit și în alte activități. Deci... Noi l-am folosit exclusiv pentru copii, suntem în regulă cu licențele, cu copiile. Nu știu dacă dă voie ca alte activități să faci cu microbuzul școlar. Deci nu este școlar. Activități la fel. Activități școlar, la care participă elevii. Exact. Transportăm lumea la biserică sau la biserică. Alte întrebări, dacă mai aveți pentru... Deci, doamna, directoare, mai aveți întrebări? Îi mulțumim că a venit. Oricum sunt în activitate. Sunt în activitate. Cât ai vrut să știu. Până mai cerem atenție, mulțumesc. Da, mulțumesc să nu mă înșoară. Mulțumesc să fie. Mulțumim și noi de susținere și contăm. Sunt convinsă că nimeni nu vrea răul copiilor din comunitate. Sunt convinsă că nu țineți fondurile închise undeva și nu o să le dați școlii. Nu aveți o școlie în comună, tot 5 unități mari și late sunt. Deci asta va fi grija dumneavoastră. Eu contez în continuare pe sprijinul dumneavoastră și pe buna dumneavoastră credință în ceea ce înseamnă susținerea școlii. Vă asigur și vă garantez cu mâna pe inimă că de aceeași loialitate și considerație vă bucurați din partea colegilor mei. Cunosc oamenii cu care lucrez și știu despre ce vorbesc. Sunt oameni implicați, sunt oameni care n-au plecat de aici la prima deschiderea porților în orașe. Sunt oameni care au rămas aici și își duc vocea, cum s-a spune, până la capăt. Cu... O mică întrebare. Vă. Puteți spune câți profesori de sport aveți? Doi. Doi? Unul la trotul și unul la tot. Un profesor sau profesoare? O profesoară la trotul și un profesor la tot. Am optat pentru că domnul Dimitriu, știți că este și în locul lui a venit Anton Petru. Deci, este venit, da, prin pretransfer, este titularul nostru. La noi titularul școlii este în concediu creștere copil, dar este titularul școlii, profesor de sport. Asta nu știu dacă ar fi o problemă unui profesor. Nu, am întrebat pentru că vreau să văd activități sportive, adică să facem o echipă de fotbal și poate ne ajută și așa. A, tuta era expertă la... Da, fotbal și trotușul la hamă. Da. Mulțumesc frumos. Permiteți să mă retrag, o să mă retrag. Mulțumesc pentru atenție, o zi bună. Deci, domnul președinte, o remarcă scurtă. Da, domnule. Și vin cu o precizare. Președintele de ședință este cel care conduce ședința. Nu vine, ca să fiu politicos, nu vine primarul și se adresează într-un mod răstit că el are voie, că e primar. Nu. Președintele de ședință, să fie clar, este cel care conduce ședința. Primarul, dacă vrea să se adreseze la cuvânt, să se zbire la cuvânt, se adresează președintele de ședință. Știe asta și domnul Forcoș, pentru că am fost consilier în mandatul 2012-2016 și nu făceam nimic. Eu am venit cu precedare, cu completare. Mulțumesc tare. Mulțumesc tare mult. Am reținut. Da, să continuăm. Deci, cu primul proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Vacaru Petrea, președinte de ședință pentru luna septembrie. Cine este de acord ca domnul Vacaru să fie președinte cu luna următoare? Poate fi o discuție. Da? Împotriva, abțineri. Da. Trecem la al doilea punct. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Dablu Brotuș, județul Vaslui. Cine se înscrie la cuvânt?
Trebuie să vreau citire. Vreți citire? Pe domnul Scoarea. Eu deja la comisia au citire. Da, deci străduța respectivă a fost omisă întotdeauna, așa, de-abia acum când am depus proiectul de legalizare, s-a depistat că, într-adevăr, nu liberează, așa, pentru, avem tronson pe răuși, la podețul cu probleme unde se înfundă la Vale, la Cozi. Așa, avem acolo și nu asta e singura problemă, mai avem un căruț de probleme acolo, așa, și tronsonul pe râu Vărate, ci tot pentru un pod, da? Deci, asta... Da, aici văd pe râu Roș în trei poziții. Vărata și în spate. S-a greșit, probabil, da. S-a greșit, apoi, da. Deci pe râu Roș în două poziții, în parte și în cealaltă. Deci, noi acum ne luptăm cu o altă problemă. Știți că vineri s-au semnat actele de predare primire al drumului județean către noi. L-am luat pe o perioadă determinată. Așa ca să putem, să putem accesa fonduri pentru și podet, și asfaltat, și așa mai departe. Într-un final am reușit să vândim înapoi. Așa. Urmând ca să înceapă proiectul pentru podet și pentru asfaltare. La Veratic e vorba de podul respectiv. Așa, la Bălnești. Așa, și drumul care a rămas de negăsit și dacă l-am prins, acum să-i facem un motor de la... Da, asta. Asta ar fi. De domnul Mititeru. Deci, la completarea inventarului drumurilor aparțin domeniului public a Comunei de Cluj, la istorie de investiții și sumea alocată, alocate acestora pentru finanțarea PNDL 2, în perioada 2017-2020, aprobată prin ordinul MDRAPP, numărul 367/17/07/2017, deci, în listă obiectivelor de investiții și sume alocate acestora pentru finanțarea PNDL 2, în perioada 2017-2020, cu ordinul MDRAPP, aprobată 19/7/2017, conoată cu totul, figurează cu investițiile înființarea de rețea canalizare menajeră în localitatea Vișoara, Comuna Târgu județul Bacău, în valoare de 5.640.564 de lei. Într-un cuvânt vine... 50 de lei. Da, bine, nu, socoteam în euro 1.400.000, aproape. Și modernizare. Poduri și podețe în Comuna Târgu Trotu, județul Bacău, în valoare de 1.265.730 de lei. Eu vă rog frumos, dacă e cineva, poate e compartimentul urbanist, doamna Dana, pe care să știe, dar nu este. Podețul de la Roș, podețul de la Bufet, Sergentu, Râu Vărate, trei podețe. Deci spune așa, poduri și podețe. Astea sunt podețe, dar poduri avem ceva? Păi trebuie... Bine. Mă rog. Am înțeles. Și asta e... Deci, deci, acești bani se iau de unde? De la bugetul local? Nu trebuie să știm. Eu tocmai de asta am întrebat. Dar trebuia să știți până acum. Cotă în parte din bugetul local. Știu, majoritatea banilor de la guvern. Din PNDL 2. Ședința din ianuarie. Deci partea care, de exemplu, pentru Vișoara, este undeva la 300, nu știu cât, care participă primăria. O să putem să finanțăm noi restul de bani? Deci, o parte de la ei și o parte de la noi. Deci, spuneți-ne cu cât, ce aport avem în primăria, adică oare eu cu cât venim noi? Mă duc și aduc hotelul din ianuarie, dacă vreți. Este trecut acolo. Exact, cât este. Cu cât vine primăria și cu cât vine ședința trecută. Nu trebuia să vedeți că le-ți-am lăsat acum?
Păi se duc acest proiect. Dar nu avem o față lucrurile astea. Asta este obiectul unui proiect de hotărâri, că-s bandați. Consiliul local, la anuale. Dar acum, dacă puneți întrebarea asta, eu cobor, mă duc și pe hotărâri. Nu mai duceți, domnul, dar nu vreau să vă mai duceți. S-a aprobat atunci cu o finanțare. Am înțeles. Stai de șapte, eu parca. Bun, dar nu trebuia să știm, domnul, nu trebuia să știm cu ce acord vine primăria la asta la... Domnul, dacă există ceva probleme, există în această primărie, nu există transparență. Deci suma depusă de noi este mult, foarte mică, infimă, față de ce venim de la guvern. În cuantum de cât? 5%, 10%, 20% cât? Haideți că nu am fixat eu, ca să fie în cazul. Nu, doamnă, nu mai mergeți, lăsați. Și mai era o întrebare, dar cred că tot doamna ne răspundea. Acest proiect la PNDL 2, deci cu canalizarea, a spus ora trecută că ne-am luat de domnul consilier Neagu, că nu a făcut are 6 luni, 7 luni de mandat și nu a făcut nimic. Și imediat a sărit, l-ați inflamat și a spus nu, că el a făcut. Deci vreau să știu, acesta este proiectul domnului Neagu? Este aportul tuturor. Deci nu, deci ca, nu, ca, să, nu, nu, nu ca să nu, nu, ca să nu ne ascultăm după deget, ca să nu degenereze discuția în altceva. Acest proiect cu canalizarea la Nișoara, știi bine că a discutat-o toți consilierii. Ne-am pus toți. Deci nu a fost opera domnului Neagu. Dar eu nu am spus că a fost opera. Ba da, domnul Adrian Forcoș. A spus. Deci domnul Adrian... Pentru că procesul verbal apare... Păi nu apare, dar a spus ședința trecută că nu mai uite că n-a făcut. Păi că a lucrat la acest proiect. A lucrat într-adevăr, dar n-am zis că e exclusivă a lui. Nu, păi da, ca să facă cineva, adică să te duci dumitale, să faci o groapă. Și eu când mai ai 10 cm să vin eu și să o sap și să-mi arog acel merit, că eu am făcut-o, nu mi se pare corect. Nu. Mi se pare incorect și injust. Acordul este al tuturor. Păi al tuturor celor de aici de la masă, de la, din Consiliul Local. Da, exclusiv, da, sigur. Că a venit el, ca să nu-l aruncăm pe fereastră, că a venit cu o virgulă acolo, cu nu știu ce, deci nu putem să-i punem totul, să-i ridicăm. Dar nimeni nu i-a dat, domnul. Consilier, nimeni nu a făcut chestia asta. Nu, da, așa mi s-a părut. Nu, mi s-a părut din toții ăștia să... Am înțeles. Bun, dumneavoastră aveți ce aveți domnul Neagu. Da, e de vins. Dar dacă tot îi dăm... Domnul Adrian, dar dacă tot îi dăm 38 de milioane, nu vi se pare normal, adică să stea și să-și plece biluțile? Că noi am aprobat. Nu vi se pare... Vi se pare normal ca să stea să-și plece biluțile și să nu fac un proiect major? Păi nu, dar... Asta nu este... Așa, eu am spus nimic, eu am vorbit foarte frumos. Să vă rășit despre... Dar nu l-am jignit, am spus că... Biluții sunt șelete. Nu l-am jignit, eu nu l-am jignit. Nu vreau să aducă, doamne. Dar nu știu că te aduci, nu eu văd. Ce să duci tu până în bară? Nu mai ai nimic de la, ce faci? Domnul președinte, am o singură remarcă. Bun. Legat de acest proiect. Pentru punctul de la Tuta, 100 de metri pătrați. Să aveți la vedere, domn primar, că... și când se va pune probleme extinderi de energie electrică, să ajung și până acolo. Deci, din capul satului. Așa. Și până la acest punct, până extinderea să fie făcută. Nu și consilier, deja proiectul este la Iași. Deci este, da? Vreau să dau un grad de spate. E bine. Domnul Zinu. Cu alte proiecte, din Târgu Tudor, cum mai am o extindere de... Se mai explie cineva la cuvânt? Vă rog, doamnelor, nu? Cine este pentru... Da. Ca să noteze, doamna, că mai revenim. Mai votat să vă... Da, mai votăm încă o dată, pentru ca să vă adăși. Da, dar nu se poate... Spuneți acum, la modernizare poduri și podețe, de la bugetul local, 69.990. Ce înseamnă? 700 de milioane. 700 de milioane. Așa. Iar la canalizare... Da. Da. Și noi bună sau cu noi, eu sunt. Noi bine? Nu e mult. Noi frații. Nu e bine. Nu e bine. Noi băieți.
Iar la canalizare, 347-162. Deci, doamnă, la casă 69, fără TVA, da? Inclusiv TVA. Deci, dacă faceți, deci, dacă faceți discuții pe tema asta, că se dau bani gratis, fraților... Deci, trebuie bani care îi primim de la... Da, deci, bugetul de stat. Bun. Dar haideți să ieșim la acești bani, acești bani, ca să... să-i lămurim și pe oameni, adică pe unii dintre ei. Acești bani noi trebuie să-i dăm înainte, de la buget. Așa. Și după aceea primim banii de la banii. Investiția toată, dar să se nu investiția toată. Așa. Partea, cota partii care îi revine din nou. De să facem cota de finanțare. Ia spuneți, doamnă, vreau să-i spuneți. Eu nu știu, așa e, știu că și noi plătim cota noastră în funcție de lucrările executate. Deci așa se facturează. Nu dăm noi bani înainte la minister și primii ei ne trimit bani. Nu dăm la minister. În momentul în care avem aprobarea, da. Ei ne spun așa. Aveți aprobarea, sunteți eligibili, da. Și este specificat inclusiv în contractul de finanțare bani. Cât e de la bugetul de stat și cât e de la bugetul local. Bun. Haideți să votăm. Cine este pentru? Abținere? Deci 14 pentru și abținere. Mergem în continuare. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor acoperite pe secțiunile de funcționari și de dezvoltare pentru trimestrul 2. 2017. Îmi scrie la cuvă. Domnul Mititelu. Bănuiesc că o să fie și alții, și pe parcurs. Da. Domnul Militeru, ales cu bărere. Deci, domnilor și domnilor consilieri, vă reamintesc că la ședința de hotărâre 2707, acest proiect de hotărâre a picat. Întrucât am cerut doamnei contabile să ne vină cu lămurii pe explicație. Doamna a spus domnul Adrian că e plecat în concediu. Bun, de acord, plecat în concediu. Acceptăm și asta. Dar eu, dacă cineva, dacă dumneavoastră ați plecat în concediu, v-ați lăsat sau v-ați delegat atribuțiunii viceprimarului. A plecat viceprimarul, vi l-ați delegat secretarului. Pleacă și secretara, dăm celelalte secretare. Doamna, de ce nu a delegat pe cineva care să reprezinte, să vină să spună exact ceea ce vrem noi? Da, pentru că, numai puțin, pentru că noi nu că am fost rău intenționați, ba din contra, nu vreau să dau nume ca să fiu răutăcios, s-a vehiculat prin sat că de-aia nu aveți podeți, de-aia nu aveți asfalt, de-aia nu aveți apă, de-aia nu aveți canalizare, consilierii ei să divină. Păi da, dar trebuie explicat omului. Consilierul de ce este divină? A cerut transparență atunci. Dacă eu cer transparență să se vadă cum se cheltuie banul public, înseamnă că eu sunt vinovat, da? Bun. Nu, eu vă spun sincer că vreau să dorm liniștit noaptea. Și cred că și dumneavoastră la fel, că aveți doi copii mici. Mă rog, sigur. Păi? Mă rog, sigur, da? Deci, orice execuție sau rectificare trebuie avizat de ANAF. Odată ce trece de ANAF, dacă trece execuția bugetară, e ok, dacă nu trece, se face în Consiliul Local. Până acum n-am spus că e în cazul de a întoarce și să fie cu... Iar organul care verifică nu este Consiliul Local, este Curtea de Conturi, care o avem acum, în două săptămâni. Când e? Două săptămâni. Și eu chiar stau foarte bine cu cămașul primit. Deci ce să mai e? Așa, avea secțiunea cheltuieli, ați văzut despre ce e vorba. 8.000 avem caracter general. Avem pentru... Ăștia 8.000 dăm la Bacău. Pentru copii din centru de plasament. Dar nu am făcut în fiecare an. Așa. Învățământ. Aici, Ordine și Siguranță Națională, avem 1.000 de lei prevăzut, dar nu ne-am folosit niciodată. Așa. Învățământ, 1.137. Fond de salarii. Așa. Sănătate avem 0. Cultură. Avem 112 prevăzut. Asigurări și asistență socială, 444, unde intră salariile
și indemnizații de persoane cu handicap și salariile de însoțitori. Deci sunt banii care s-au cheltuit. Da. În primul studiu. Da. A fost pentru ca să... Deci uitați-vă bine, punctul 1 este venit în punctul 2. Unde s-au dat banii ăștia la cultură? Cheltuie. Poftiți? Unde s-au dat? Deci la cultură sunt două variante, sunt două ramuri. Biblioteca și bisericile. La care s-au dat? Pe șerbeți s-au dat. Deci, la bibliotecă s-au dat undeva la 300 până acum. În 830, da. La biserică, la culte, da. 20 la Vinișoara, până în prezent, da. Așa, 6 Trotuș Catolică, până în prezent. 17 la Trotuș Parohia Ortodoxă și o să mai avem acum, pentru că știți destul de bine, s-a făcut lucrurile respective și mai ales să ajutăm și acolo și undeva la 35%. Au fost altă împărțeală. Pentru bugetul acesta, pentru bunte, au fost discutate alte împărțele, alte cadre. Bun. Și acum aceștia 75.000 care sunt în plus aici. De ce să nu-i dăm la școală ca să-și facă școala? Ce nu te face nici să decideți. Deci au fost dați și împărțiți echitabil 28 de cât 2 miliarde. Și au fost date la punte. Da, 2 miliarde. Și 800 de bani. Deci din 2 miliarde de cât am pus, da? Așa s-au cheltuit până acum, 806. Deci mai avem diferența. Deci 375 peste 2800. Deci veniți dumneavoastră cu un amendament cu ceva și facem cum ziceți dumneavoastră. Nimeni nu zice... Nu s-au cheltuit 112.000 de lei. 132. 112.000. 112.000. Da. La bibliotecă avem salariile și cu ce mai avem atenținere și cu cărți. Da, nu avem nimic. Da, da. Deci acum restul e la dispoziția dumneavoastră. Cum dumneavoastră ziceți, așa facem. Păi da, pentru că America la discuția aia era vorba că merg greu cu ortodox, dar totuși că vreau să fac o casă, nu știu de care, de boare și o secundă, dar da? Construcția mausoleului e stagnată, da? Da. Că numai acolo aia costă enorm, e exagerat. Dar nu s-a plătit ce s-a făcut până acum? Da, mai la lucrurile. Nu s-a plătit, într-adevăr s-a turnat, dar nu s-a plătit. Adică cel care a lucrat, nu a casat bani. Da. Am casat undeva mai mult de jumătate până acum, din contribuția oamenilor și din contribuția noastră. Deci mai constructorul, spuneți? Da. Constructorul? Da. Deci pentru că și satul și parohia, adică totul parte, nu numai primăria. Deci, au fost mai multe emoriași. Știi? Dar și la noi. Deci emoriași, atunci când a venit, preotul catolic de la noi, de la Târgu Trotuș, a spus că dorește o sumă mai mare. De ce s-a dat? Nu. Eu atât vreau să spun. De ce s-a urcat numai 6.000 de roni? Deci până acum a solicitarea a fost de 6.000 de roni, ca să vedem să mai vedem ce a făcut. O suplimentare, da? Exact. De fonduri. Exact. El a venit cu 6.000 strict ochit pentru... Am înțeles. A schimbat o ușă. Nu, asta... Nu, asta... Da. Ok. Da. Bun. Cine mai... Vreau să nu avem ce discuta, că sunt cheltuiți banii. Problema era să, bun, să știm în ce mod s-au cheltuit. Okay, rămâne la deci punctul următor să mai... Nu, domnul Vasile, nu facem așa. Stați-o vreau, că nu asta spun, că bani cheltuiți. N-avem ce mai... Și punctul următor, tot la asta, cam la asta se... Păi nu, dar în punctul următor, ce vom cheltui? La rectificarea de venituri și cheltuieli, acolo sunt câteva surprize. Bun, să spunem ca cum, să spunem. Adică se va vedea la vot. Că e vreun dat drumul, dar la celălalt ce mai face? Adică să știm, dacă tot știți. La celălalt ce? La rectificarea la bugetul de venituri și cheltuieli. Sunt niște sume care, sincer, mă cam dau de gândit. Bun, haideți să vedem. Mai... Sunt alte intervenții. Deci nu mai e bine să iei cuvântul. Cine este de acord pentru de a trece proiectul 3? Împotrivă? Abțineri? Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre.
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a primitelor după bugetul de parlament. Da, transcriere la cuvânt, domnul Titelu. Da? Aveți cuvântul, domnul Titelu, ca pe parcurs, cine mai vrea, atunci poate să vă... să știu să iei cuvântul. Vă rog, domnul Titelu. Deci, domnul, am spus că sunt puține dubii. Așa. La rectificarea bugetului operat, la sesiunea de dezvoltare, da? S-a luat de la protecția mediului minus 10.000. Așa. De la autorități publice minus 10.000 de lei. Sunteți înfroșiți pe cauze, da? Da. Bun. Eu am cerut, în ședința trecută, să vină doamna să vină cu hârtii. Pentru că de asta am avut pe bugetul. Dacă nu suntem transparenți, cu hârtii nu s-a ajuns. Da. Și vedem, vedem acum, acum vedem că la transporturi s-au dus 20.000 de lei. Unde anume? Vreau să știu, la transport. Unde? Pe ce? Sau au fost niște gropi în câmp, au fost în asfalt, au venit, s-au stupat. Nu. Nu mă interesează. Chiar nu mă interesează cine a pus. Nu mă interesează. Mă interesează strict ce bani s-au alocat. Deci, vă repet, nu mă interesează firma. Mă interesează persoana. Mă interesează ce sume s-au cheltuit. Deci am luat, deci am dat cu minus la, la învățământ, mă rog, la protecția mediului și la învățământ, la autorități publice, pardon, și am dat la transporturi. Unde s-au dus ăștia 20.000 de lei? Și după aia revin cu... Deci, cu altă întrebare. La ministru... Da. Avem așa. Avem cheltuieri la sfârșitul trimestrului 2017 în valoare de 3.190, da? Da. Avem autorități publice, protecția copilului, ordine publică, cum am zis și mai devreme. Așa. Protecția mediului, știți ce înseamnă? Salubritatea, da? Și cu serviciile, o parte din serviciile, tot cea mai bună voie pentru proiectele am plătit de acolo. Așa. La drumuri, avem câteva drumuri care le-am executat. Știți că s-au balastrat? Drumul la Bișoara, drumul Băratici. Unde s-a făcut drumul ăla? Așa. Avem contribuții la fondul de mediu ADIP și ADIS. 20.000 lei. Taxe salubrizare 75.000 lei în restul, da? În acum. Plus, mai avem de dat o bucată de servicii de cadastrare 12.000 lei. Contorii apă 8.000 lei, da? Contorii cu care am mai avem câteva și să scăpați că sunt mai bun. Nu, un contor de apă care s-a pus în cutia aia minune aia care s-a săpat cu ciuțele alea? Nu, nu mai am nimeni. Răspunturile aia primit contor de am adus de fiecare, de fiecare, care îi cumpără lumea de la noi. 90 de lei, cât e? Da, 90 de lei. Deci când am adus prima oară. Bine, dar asta a problemă. Să ne înțelegem. Așa. Adică să fii clar ca bună ziua. Deci oamenii nu sunt obligați să cumpere contorii la primărie. Nu, nu. Ei atâta timp se pot duce, dacă găsești un contor cu 30 de lei. Nu e ca asta. Mai mult ca sigur. Ascultați-mă ce vă spun. Nu și ziua și noaptea m-am. Păi de ce dar e ca ăsta? Că eu am luat din altă parte și garantez că mai lucrez. Domnul Gelu Moise, în 2014, să vă spun. Este des. Contorul a fost la 90 de lei cu cât l-am luat dat altă. Și a fost la 90 de lei vând cu cantitate mare de contoare. Deci nu e clasa, ce istorie. Da, sunt destul de scumpi cer. Păi, dar vă dau un exemplu. Cineva n-a vrut să apeleze la noi și a dat 1.300 de contori. Bun, ce sunt? Același contor. Exact. Nu am apelat și de la 120 de lei l-am luat 90. Da, super. Am înțeles. Da. Bun. Servicii de dezăpezire din așa 120.000 lei. Astea vor intra... Repar. Vor intra pe anul ăsta serviciile de... s-au plătit. S-au plătit 120.000 de lei. Lucrări de reparație de 30.000 lei. Proiect de înființare la corzuri. Așa. Aici o să avem o leagă de discutat doar săptămâna viitoare, dacă hotărăm să ne întâlnim să vedem ce facem. Proiectul este gata, mai avem nevoie de două organizare de mașină și doar o săptămână. Vedem cum ne punem de acord, unde este deja canalizarea existentă, să ne apucăm de la corzuri. Trotuși și nu, da. Ce avem existent până acum, la ora actuală. Da. Așa. Bine, aici am plătit până acum 20.000 lei
și mai am de plată vreo 22 către firma de proiectare. Bun. Servicii proiectare privind construirea, întrejmuirii rezervor apă, RAIS Project 6.000 lei, lucrări de întreținere lămpi, stradale, deci lămpi de care le-am luat și am mai dat comandă. Acum ați văzut destul de bine care este diferența. Deci eu văd diferența la factură. Acum avem 90 ceva de milioane, acum ne vine undeva la 50 și ceva de milioane. Deci și ai lumină pe DN cap coadă. Mai cedează. Vinele sunt în garanție, le dăm jos, deci un apă sunt de altfel. Așa, lucrări de reparație și întreținere de iluminat public, 65.000 lei. Aici fac parte toate lucrările care au fost făcute până acum. Extindere și așa mai departe. Lucrări de reparații conductă, apă vișoară, 53.000 lei. Lucrări de drumul Voratec, 123.000 lei. Drumul de sus până jos, 2 km de drum, pietruit. Deci balastat, pietruit, 1.200.000. Nu am balastat. A fost și ras. Deci acolo a fost stâncă, dacă țin. Dacă ați fost luată pe acolo, și-o putea turca nici cu căruța. Domnul consilier Sfârna știu de ce este vorba. Așa am avut niște întreținere de drumuri. Și inclusiv terenul decopertat, așa, cu tot, cu drumul și cu teren decopertat, a ajuns la 69.000 lei. Avem servicii de întreținere softuri. Deci cu cine avem contracte, cu cine mai avem contracte. Nu mai face să paranteze. 69.000 de lei, da. Terenul cu bălării, da? Iar nu se mai vede. O să se vadă. Nu, da. O să jucați pe el la un moment. Nu, să joc, dar mă rog. Deci, pe pălările alea jos, 690 din box. Bine. Am zis 69.000 lei pe teren și pe drumuri. Dacă țineți minte, a fost la un moment dat o perioadă grea de o săptămână care a făcut și pe la Bișoara și pe... Cât am putut să facem? Deci cu totul. Terenul respectiv a ajuns undeva la 20.000. Da? Deci, numai că a stat acolo, a ras puțin și... Domnul Ungureanu știi cât a lucrat utilajul acolo, nu? A lucrat câteva zile. Dar și domnul Ungureanu e utilajul domnului Ungureanu? Nu, domnul Ungureanu nu a făcut parte atunci din... Păi, dar domnul Ungureanu, dar în cazul nu știți, îi reamintesc. Și spun domnul Ungureanu că n-are voie să implice așa ceva. Deci, dacă s-a dus, să se implice, dacă s-a dus utilajul, dacă a participat benevol... Nu, deci, dacă el s-a dus benevol, da, dar dacă el participă cu ceva utilajii, explic că e conflict de interese. Nu știu, nu exagerez, eu nu știu când am fost acolo. Haideți cu 10. Supervizor, domnul Ungureanu. Da. Bun. Avize ISC și consultanța achiziției privind cu extindere de școală, vă rog frumos. Târgu Trotuș. Deci aici mai fost 16.000 obținerea de avize și ce mai avut nevoie. Și au avut o utilitară de asta, 79.000 lei. Punctul fierbinte, autoturism respectiv. Nu am fost că el la mare, stați cum știți. Nu, dar povestea este așa, că noi atunci discutasem, a venit și ne-ai spus problema asta, așa. Nu poți să mint, chiar aș fi ipocrit dacă ar fi. Dar noi discutasem în ședință ca să nu mai dăm banii, să aruncăm bani aiurea, să achiziționăm un tractor și cu remorcă. Și aici, în Biserică Comună, îi dădeam număr frumos, îi atribuiam număr de comună. Dar noi târziu, domnule. Nu târziu. S-a promis rectificarea bugetară. Deci, haideți, vă rog, frumos, să țineți cont. Și mai era la rectificarea, aici, la rectificarea, unde avem ordine publică și siguranță națională, 20.000 de lei. După aia, la cultură avem 75.000 de lei. Și la locuințe, servicii și dezvoltare, 189.000 de lei. Nu trebuie să facem segmente, da? Deci nu neapărat dar nu, să zic eu. Interesul meu e să strângem mai mulți bani. Dar nu cu sume așa mari. Cred că puteam să luăm niște sume, nu. Eu zic că puteam lua niște sume. Așa. Să dăm puțin mai... Să lăsăm mai puțin aici. Și să distribuim în altă parte. Veniți cu amendamente, e ușor. Dar de ce să venim cu amendamente? Putem să facem chestiile astea, să scădem de comun acord și să facem frumos. Aici, de exemplu, fața primăriei. Mi se pare o aberație totală, cum putem face de la Biserica Ortodoxă până jos la poliție, bă, măcar aici, fratele meu, măcar aici, trotuare pietonale, frate, să facem ceva, punem pavele de repare și putem să facem. Bun, am înțeles, auzia, problema e în felul următor. Noi am vorbit deja să vedem, să vedem ce bani mai avem și să facem fața primăriei. Deci, de la DN, tot gangul până la dispensar, deci tot pătratul ăsta să-l facem, să-l înneglim cu asfaltul, cu covor de asfalt.
loc de parcare, de să fie centru frumos, cu ceva bănuțe, să vedem. Bun. Să nu vedeți că m-am interesat de alei pietonale. Bașul, gata, că aveți pe cineva, poate aveți, veniți cu mine la Bacău. Eu am avut discuții cu directorul general de la, și de la ea și de la Bacău, așa, prin care mi s-a spus că mi se cere proiect. I-am zis, domnule, eu nu pun în beton, nu pun în nisip, nisipam la mine, iau dare la 60-60 și mi-am făcut alea pietonală. Consilierul Mechintoș, care la 38 de mii de lei îți facă proiecte, nu-l avem? N-am înțeles. Consilierul care îl avem nu poate să facă proiecte? Păi, este postul ăsta e prevăzut pe ție. Stai o leacă, stai o leacă. Dar de unde plătim proiectul? Stai o leacă. Că deja ne băgăm prea mult în proiecte. Acum. Și hai să luăm o leacă. Mai încet. Avem determinat, domnul Gureanu. Nu, nu, da, nu enigmat să chestia. Nu, nu, să știți că sunt niște calcule făcute. Eu v-aș invita totuși, ați înțeles, la un moment dat o să fie nevoie ca să vă alocăm o cameră, ca să faceți dumneavoastră, în funcție de timpul dumneavoastră, să veniți în primărie, nu cât o zi, de săptămână. Va trebui să faceți și dumneavoastră... Dar nu suntem obligați. Să venim în primărie. Deci eu, ca și consilier, pot la mine acasă. Deci, pe mine m-a sprijinit un partid. Partidul spune așa, vă frumos, te duci, poți să ții audiențe și la tine acasă. E bine așa. Un birou poți să faci și în fața acolo unde e vizierul și la revedere. Nu, n-am nimic apoțin. O umbreluță dacă e vară la ea, în mașină la audiențe, mă rog. Dacă nu vrei să stai și... Un spris? Da. Nu vorbim de spris. Deci, referitor la... Două secunde. Referitor la proiectare, am vorbit deja cu un proiectant care a fost în teren aici. Nu prea am fost mulțumit de sumă. Rămâne să negociem în continuare, să vedem dacă ajungem. O să fie nevoie de tot felul de avize, care știți destul de bine. Un aviz te duce lume întregi, parcă nu se vrea să fie făcut. Dar, mă rog, cum am început și eu am avut în prima fază, în gând, ca de la școală, de la șiun și până la... Să trecem o leacă de grădiniță, să punem pavajul măcar pe o parte, iar la anul să vedem cum face pe cealaltă parte. Deci nu că nu vreau, înțelegeți. Cultură. Cultură, 75.000. Așa. Suplimentare, pun că 75. Da. Îi ținim în stand-by, în caz de ceva și... Ce să vă faci? Concret. Dom'le, cultură, v-am spus, sunt două are. Da, biblioteca și biserice. Dacă dumneavoastră nu vreți să ajutați, nu ajutați. Dar nu-i vorba că nu ajutăm noi. Deci, acum nu trebuie să dăm să ne victimizăm, domnul. Dar nu ne victimizăm chiar după. Victimizăm să vadă lumea acum când se transmite. Uitați primarul cât e bun, ce inimos este. Dar chiar suntem în serio, nu. Da, și noi suntem cei răi. Dar nu aveți nimeni că să asta ce da. Eu am spus clar, cu subiectul predicat, mai clar de atât ca bună ziua, nu se poate. Să mai diminuăm aceste minuni, facem un proiect din aceste, băi, sumele sunt prea mari. Și hai, frate, să facem ceva, să arate comuna asta, că parcă suntem ultima comună din acest județ, care arătăm groaznic. Deci groaznic. Hai, domnul, vreau să spun și eu, domnul da, vă rog. Apropo din banii ăștia, cheltuiți. Așa, s-a votat. Domnule, am o întrebare. Dacă promite în bani cineva, ne ținem am promis, apropo din biserică, am promis că dăm, că a venit preotul, vrea un miliard, am spus, da, dumne, votăm că îi facem camere. Cât i-am dat? 30. La Târgu Trotuș? Da. 17 ani. Am avut un scandal când la nu știu care biserică, o luat, nu știu câte sute de milioane. Prioritar, deci, să nu înțelegem greșit, banii, majoritatea banilor vor fi trimise pe Târgu Trotuș. Deci, atunci a fost majoritatea banilor. 17 ori. Da. Eu am promis, și nu simt promisul mea, cum am făcut-o și în alte părți, că o să ajung de cât posibil. Nu, cei trebuie, nu pot să întrețină toată lucrarea asta, e clar. Deci, eu am explicat și noi. 4 miliarde. Nu, să știți că discuția asta m-a avut-o și mai sus și la Consiliul de Stat pentru... Nu știu, cum discuția mea, că discuția era problema cu biblioteca, era problema, noi eram recoltați, că vici 200 de mii de lei. Și când a expus preotul problema, da, domnule, dacă nu vrea să facă în comun, vrea să facă așa, hai să-l ajutăm. Preotul a spus, băi, vrem 100 de mii sau 1 miliard, băi. Ne-a spus, da, bă, dacă e vorba de așa, votăm 2 miliard și din care unul. Nici mie nu-mi convine să stea cu construcția la infinit. Deci asta e clar. Acum am înțeles că ar fi cineva, niște donatori, nu știu nume, care am înțeles că ar vrea să cumpere cărămintea și să continue ei pe o variantă. Eu deocamdată să pot să ajung, cum am spus, lumea din sat a strâns niște bani și s-a dat consultorului, s-a trecut de jumătate, am înțeles deocamdată. Încercăm și noi, pe cât posibil, mai dăm o cotă parte ca să acoperim până acum. Adică am făcut acum 800 de milioane.
sunt niște bani. Adică este, nu 800, nu parcă așa. Deci, adică este, e proiect de agricultură. 800 s-a cheltuit, da. Da, până în faza asta. Da. Deci, pe cât posibil, eu vă spun sincer, am încercat... Dar nu poți să vedeți cum 3 luni de zile, 4 luni? Deja am în vedere, am... discutăm. Deci, pe cât posibil, credeți-mă... Dar de ce nu le dați acum, ca să nu mai discutăm, să stăm, să spună lumea, că știți ce spune lumea? Domnule, aș fi spune dat... lumea ce vede. Nu, reacția lumea. Așa. Spune-te la televizor și spune, băi, dar ce vă spune, mă, primarul ăsta al vostru? Că mai stați un pic ca să vă dă ceva? Să ce? Și când stați și vorbim la urmă, vă dă ceva? Zic, da, nu mai pot să spun acum. Îi pot spune iar de mine. Că vin cu declarații tendențioase și da. Iar se interpretează. Da, exagerez. Da. Nu, nu exagerez. Nu, chiar spun real. Chiar spun adevărul. O cotă parte din vină o avem noi, ca și instituții. Da, referitor la, spuneați, la firmele care lucra. Bun. O cotă parte, deci dacă s-ar fi votat bugetul acum, o lună, probabil am fi plătut deja. Nu, e adevărat. Putem merge pe bugetul vechi ca să nu mai dăm cotită. Putem merge pe bugetul vechi. Nu mai, nu mai sunt sumele care sunt ridicate. Și dacă nu se votează, nu se votează bugetul, ce face? Intră primăria în faliment? Nu. N-am dat unde plăti proiectele. Pot duce mai am de plătit. Asta se întâmplă. Deja am fost primul trimestru care a fost deja în primele 6 luni. Nu se votează în primul trimestru, se votează în al doilea trimestru și tot se face treaba. Păi da, dar n-am cerut dacă se votează în trimestru 3. Dacă nu s-a votat în trimestru 2. Păi, dacă nu se votează în trimestru 2, asta de ține și știi. Mare atenție, dar... Sunt foarte atent, asta nu este joacă. Deci, cum am spus mai devreme, am și eu copilul meu ăsta la fel. Bun. Vreau să întreb și eu, a fost discuția cu câteva luni de zile în rectificarea aceasta de buget, să vă prinde și măcar jumătate din diferența de conductă care a rămas la Vișoara. Nu putem să-i găsim loc undeva, măcar la jumătate, deci a rămas. Am înțeles. E păcat, conducta nu poate să mai meargă la infinit așa. Aveți probleme? Da. Sunt probleme. Nu este abordabil în primul rând, trece prin inserie. Bine, știu, o bandă de chiar am văzut cu lumea din capăt de acolo. Știu despre ce este vorba. Vă aș spune să rămâneți, dar domnul Militelu să rămâne de lui iar. Rezolvă. Mulțumesc. Nu, dar chiar nu mă. Eu nu fac nicio aluzie, nu fac cum e pe tema discuției asta. Da, dar chiar nu am spus să rămâne. Referitor la treaba să adaug eu, pentru că n-a trecut proiectul ăsta. Rectificarea bugetară, motivul a fost foarte clar. Da. Înțeleam că toată lumea. Nu mi s-a prezentat cum trebuie. Ca și nici acum. Nici acum. Deci să nu cumva să creadă cineva că a avut ceva cu cineva. Da. Și acum, dacă noi am cerut o răzăcută, fie vis, cum am zis, vă rog frumos, cum a fost, când l-am punctat pentru procesul verbal, trebuie să ținem cont. Prima dată când începe ședința, discută despre procesul verbal, așa trebuie să ni se prezinte și când se face rectificarea bugetară, cu toate documentele atașate, să înțeleagă și... Bun, eu aș propune așa, ca să nu mai apară. Știți unde e problema? Problemele sunt în momentul în care vin probleme numai pe stradă și nu mai faci față la anumite lucruri. Nu, și ți se pare... De Consiliu 3, nu, după ședință mă refer. Eu aș zice așa, ca să fie treaba cât mai transparentă și așa, chiar eu am să mă ocup de asta, ca să la fiecare cheltuială să fie trecută și foarte deci eu nu, chiar... Dar nu. Chiar dacă eu cu persoana de chestia asta, îi vine, totuși că am cerut de enorm și da, știu. Să vină frumos, să avem diapozitive. Vă să ne spuneți de da, ce mama n-ai mai greu să vadă pe un dispozitiv. Știu. Și e atât de greu. Că atunci ar fi înțelegeri, ar fi bunăvoie, ar trece nici ședințe din natura zorii și ne-am frumos, ne-am făcut treaba, toată lumea bucuroasă și un delem de la bunica să nu am pentru masă. Care-i problema? Indiferent cu diapozitive sau nu, tot cu ori. Ba, nu e adevărat. Atâta timp cât vrei să spui, dar tocmai să vrei să transparență. Păi și de ce? Păi, de ce? Păi nu ai puțin, dar de ce să nu dai voie? Dar de ce să nu spunem? Că transparență înseamnă să spunem lucruri pe nume, franc și față. Dom'le, uite, ai spus asta, ai făcut asta, nu m-am ținut de cuvânt. Și atunci aia este transparență. Am înțeles. Deci, aș vrea să spun așa. Noi n-am aprobat exact cum a spus domnul Moise, pentru că nu mi s-a prezentat pe la ca să ne dăm seama cu rectificare. Acum, eu totuși n-am înțeles până la urmă, deci se discută atâta. Noi am aprobat 2 miliarde pentru o biserică, da? Din 2 miliarde, cât s-a dat până acum la biserici? Bun, haideți să vă spun așa. Deci din 2 miliarde, efectiv. Deci, domnul. Dar și mai venim peste ce s-a încă cu 750 de milioane.
Dar până acum, unde s-a dat? Câți bani s-au cheltuit pe deci, ați votat în bugetul, da? Da. 2 miliarde. Din care s-au cheltuit 112, nu? Da. Așa, e, o parte din banii ăștia s-au dus pe... O parte. Cât exact? Ca să adunăm. Că până la urmă avem pe domnul profesor aici și ne adună. Și vedem atunci exact cât este. Noi sunt, eu puțin sunt mai înapoi așa. Nu pot să-mi dau seama. Domnul profesor calculează. În loc, pe dă 112. Da. Nu am văzut ceva. Nu e nimic, domnul profesor. Vă dau eu. Undeva la 2008 s-au cheltuit pe pe bibliotecă. Așa. Da, concret s-a luat ceva la bibliotecă sau noi? Banii ăștia ce s-a făcut? 28.000 de lei. Ce s-a cumpărat acolo? S-a îmbunătățit acolo? În primul rând, 28.000 de lei nu înseamnă salarii. Înseamnă salarii. Așa. Deci, din aia 80.000 de lei, e o parte am dus la salarii. Bun. Salariul cu așa. Așa. Deci asta este, dar nu din 2 miliarde. Din 2 miliarde 800 atunci. Asta este. Că nu. Pentru că așa au fost. 2 miliarde au fost clarificat pentru biserici. 800 de milioane pentru bibliotecă. Biblioteca e separat. 800 de milioane. Noi discutăm acum de biserici. Ce vă spun acum? Că 30 aproape s-au dus în trimestru 2. Deci nu înțelegi. 800 ăștia trebuie să rămână pe tot anul nou. Da? Păi bun, dar eu nu v-am întrebat de bibliotecă. Eu v-am întrebat la 2 miliarde efectiv pentru biserici. Cât s-a dat? Numai trimestrul la bibliotecă? Deci nu este... Deci ăia scoatem afară, era vorba de 2 miliarde, consecutiv. 2 miliarde era portat. Hai să spunem, domnule, la Biserica Ortodoxă cât este? Că eu am notat aici. Cât este la Ortodoxă aici? Cât ați dat? Deci ei au făcut prima dată primul demers, am înțeles. Noi am aprobat suma asta un pic enormă pentru ca să-i ajutăm pe dânsii, da? Să vedem cât, cu cât am contribuit până acum din suma de 2 miliarde. Să notăm. Bun. Am zis 170, da? 17.000. Deci 17.000 pentru Biserica din Troiuș, da? Biserica Ortodoxă, da? Așa, avem 20 la Vișoara. 6 la Troiuș. 6 la Troiuș. 35.000 la Troiuș. Da. Mai avem o facultă care trebuie să-i dăm drum. Bun. Ce sumă din astea toate, cât evaluăm, cât este suma totală? Deci până acum cât am dat din aia 2 miliarde? În sumă de asta. Ați făcut o analiză? Domnule, noi am cheltuit în total până acum 500 de milioane. 78.000. Mai rămâne 1 miliard 200, da? Da. Bun. 1 miliard 200. Și noi mai aducem încă o îmbunătățire de 750 de milioane, iar? Da. Unde distribuim acum exact pe ăștia? Rămân tot 2 miliarde care o pot înțelege. Cum? Rămân 2 miliarde care o pot înțelege. Bun. Unde distribuim pe ăștia? Deci 1 miliard 100. Deci 1 miliard 100. Mai avem o factură de plătit de 15 miliarde. Pentru biserici au primul produs. Așa. O să avem o factură de plătit către Biserica Catolică Târgu Trotuș. Undeva, iar la vreo 6.000, dacă nu mă înșel. Așa, 6.000-7.000. Așa, iar... Pe ce? Pe niște scaune scurte. Bine, ce? Așa, și restul să vă învăț după aia. Dacă trebuie Ișoara... Deci noi să înțelegem clar acum. Deci 2 miliarde, noi nu o să mai suplimentăm cu 750.000 peste aia 2 miliarde. Da? Deci asta deci nu mai suplimentăm. Deci noi ce punem aici? Aici plusul 175 ce înseamnă? Aici până la urmă, suplimentăm sau e din suma de 2 miliarde? Nu e din suma de 2 miliarde. Păi și acum zic, păi dacă a rămas 1 miliard 200 și cu 700 iar 2 miliarde o să fie de distribuit, nu? Păi asta discut. Domnilor, mie mi se pare un lucru foarte bun. Deci noi că putem să facem treaba asta. Dar și celelalte lucruri priorități. N-ar mai fi, deci noi nu mai... Mi se pare corect. Este foarte bun. Deci eu nu zic nimica. Alte priorități cu... Deci eu văd în așa fel, încă 75.000 de lei, acum pe segmentul ăsta au venit numai. Alte segmente nu avem?
Ce propunem? Sigur, deci asta... Da. Asta propunem, dar trebuia văzut dinainte. Domnule, noi aprobăm. Hai să trecem, diferența la transport. Pentru că eu propun în felul următor. Putem face demersurile pentru a face pietonal pe partea podului pe două părți, nu? Este un beneficiu care beneficiază într-o exact, nu? Până la urmă. Hai să pregătim banii pentru utilajul care l-am promis. Eu am să putem să hai să pregătim banii pentru domnilor, vă dau voie acum ca să vă puneți punctul de vedere fiecare. Cine vrea să-și pună punctul de vedere? Păi să vină fiecare cu câte o idee. Să vedem până la urmă la ce concluzie ajungem și unde trimitem bani. Rămâne la biserică sau nu? Vă rog, domnul Vac. Se duc și pe care publicul i-a privat aici. Și în urmă și părerea să trecem la amenajare de trotuare. Da. Să suplimentăm acolo să vadă ceva. Da, corect. Domnilor. Eu vă rog pe fiecare în parte să vă puneți punctul de vedere. Ca să aveți fiecare o idee. Că de asta ni se spune nouă. Dom'le, aduceți ce ați făcut dumneavoastră. Păi dar dacă noi nu venim cu nicio idee, mi se pare corect. Dar și pune problema și o să trimite de bani un decret de cuvință. Dar haideți să venim și noi cu idei, în așa fel încât să fructificăm și să punem banii ăștia. Vă rog la propuneri, e aproape unanimitate. Da. Deci toți ne-am pus, adică toți, majoritatea, să facem, dai, să arate primăria asta, că arată ca naiba. Primăria. În fața primăriei, da? Rotoarele, la biserică, la ați rupt picioarele acolo. Trebuie făcut ceva, fratele meu. Până jos la poliție. Și altă propunere. Cum? Unde vin copiii la muncă. Da. V-ați văzut că acolo, la un moment dat, am balastat, am văzut o leagă. Și așa era. Trebuie să găsim atâta să și facem. Exact aceea lucru. Eu am propus ca să facem și alee pietonală pe pod. Este, până la urmă, și pe pod acolo, când se circulă, vedeți cum este. Trebuie consultat proiectantul, dacă nevoie... Banii ăștia care se vor da, trebuie mai consultat. Să știți că podul, dacă... Altă propunere. Domnul Sfărlea, că văd că dumneavoastră vreți să propuneți. Am zis cu utilajul. Ați scutit foarte mult din cheltuiala la primărie. Utilaj cu remorcă. Ne îngravăm în banii ăștia. Noi trebuie să discutăm, adică să nu ne mai lucim iar, adică rectificăm de orice. Banii ăștia, numai noi ne limităm la această sumă. Eu am fost clar la început, mai tăiem de colo puțin, nu? Da. Să avem la dispoziții, nu știu câte sute de milioane, da? Mai tăiem. Și facem ca să facem totul pentru noi facem, pentru cetățenii comuni, da? La 1.200.000 în cadrul. Cu utilaj nou, cu remorcă. Da, cred că nici pădure. Da. Utilajul nou. Utilajul nou și cu remorcă. Da. 20.000 de euro. Nu. 20.000 de tractor și 7.000 de remorcă. Domnule, dacă ne încadrăm, atunci este un lucru benefic. Eu cred că nu numai pentru... Dar dăm de muncă și la un om și ajută mult primăria. Avem acest tractor. Avem o basculantă, nu mai trebuie să plătim alte mașini. Și pe timp de iarnă îl putem folosi tractorul, îl putem folosi pentru dezăvezire. Luăm basculantă, remorca basculabilă și facem treaba. Și garantat, într-un an, jumătate, 3 ani, ăla și-a amortizat cheltuielile. Da, eu zic, domnul președinte, și eu vreau să mă strac. Da. Vă rog. Deci vreau să povestesc că așa de cetățean acum, nu de secretar al Comunei. Și creștinul de toți. Nu la diversul. Pentru că este bugetul. Domnul Dinu a apuntat foarte bine. La începutul anului s-a promis un miliard la Biserica Ortodoxă. Doamna Carmen, știți foarte bine în discuție. Deci sunteți implicați mai direct. Aș vrea să se ține cu de treaba asta. Pentru că am portat ca Nu. Deci acum, dacă e să se în momentul de față, Biserica Ortodoxă, dacă e să o luăm, a primit mai puțin față de alții biserici. Și noi avem un care... Dar acum a discutat să luați banii de la cultură să îi împărțiți. Domnul Ervan, sunt 1.200.000.000. Eu am venit cu rugămintea să nu uitați ce ați promis. Eu fac parte din această biserică și câțiva de aici. Doamna secretară, să finalizăm această rectificare. Bani. Deci noi n-am promis cu ăștia 700. Doamna, dar dumneavoastră, acum vă întreb și eu ca cetățean al Comunei. Nu în calitate de consilier. Da. Vă conveni să pedalați la deal la biserică aici în fața primăriei și să vă rupiți pantofii? Fără să n-aveți rător? Păi veniți cu mașina. Da, doamnă, veniți pentru că nu vă permiteați. Nici nu. Și eu vin la fel. Vin cu mașina de zidă ca să vă aici. Haideți să ajungem până la urmă, să nu se pară că noi nu suntem de acord, că ceea ce s-a promis, exact cum a zis domnul Dinu, noi nu suntem de acord.
Noi n-am zis că nu suntem de acord să ia atribuiri. Mai ții minte un lucru. Când a venit părintele, a zis așa. Tot de aici. Domnule, doamna a zis așa. Fiecare cum vine cu solicitare, doamna contabilă așa menționa. Fiecare cum vine cu solicitare, așa îi se va da banii. Păi eu așa cred de cuvință, până la urmă, nu că n-am treabă. Putea să vină domnul sau părintele de aici și să facă solicitare din start pentru un miliard sau eu știu cât, domnule, eu am nevoie de ceva cerut. Și atunci nu mai vreau. Bun, dacă a făcut, îi se dă. Noi discutăm ce discutăm? Discutăm despre 750. Noi asta, nu că nu e un miliard. Deci noi asta discutăm. Vreau să plec foarte repede. De an și am zis asta a fost rugămit. Acel miliard să primească până la urmă. Dar n-ați înțeles? Noi discutăm de rectificare. În urmă ne-am primit mai puțin. Deci noi am ne-a... vorbit acum ca și enoriașa. Nu știu, dar, dar nu v-am spus. Că virgule enoriașa da. Pentru tot vreau tot la început de bani. Păi dacă nu ați luat ați văzut proiectul care acest proiect grandios care s-a început aici? Dar același proiect este dar domnul Moise. Cum a primit, mă lăsați? Părerea mea. Cetățenii din satul Duta sunt 40% din bătrâni oamenii comuni, da? Da. Ar avea voie 40% din aceste să iei din acest punct. Să iei din acest punct. Să știți, la punctul ăla. Avem și punctul ăla. Care avea pe cei mai mari contribuabili la doamna secretară, vă rog frumos. Doamna secretară, un exemplu. Și noi avem o problemă. V-ați spus punctul de vedere ca cetățean. Lăsați să vorbim acum. A fost o paranteză. Acum să spun. Vă spun așa. Dacă ții minte când a venit părintele, pe ultimul loc figura cu banii luați tuta. Da, da? Deci pe ultimul loc figura tuta. Deci nu figura tuta pe primul loc. Deci pe ultimul loc. Asta nu este nici tuta. Pe ultimul loc era totuși. Știți de ce s-a dat mai mult? Păi era tuta. Domnul președinte. Haideți să spuneți un pic de ce s-a dat mai mult. Dar nu avea contează. După ce vreau să vă reamintesc. Nu vreau să vă reamintesc, da. Nu v-am zis că să... Da. Nu, 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 lăsați să-și spună punctul de vedere și doamnă. Nu, vreau să vă zic că atunci s-a dus în discuție și istoricul. Atât în ultimilor 10 ani, în care Târgu Ocna, Biserica Târgu Totuș, Biserica Ortodoxă a luat cei mai puțin bani. Despre asta este vorba. Bun, dar ei s-a atribuit, nu? Da, s-a promis că se dă. Noi discutăm pur și simplu de banii ăștia plus. Da, nu discutăm de ce s-a aprobat atunci. Da, eu voiam să vă fac apel la faza de ce s-a aprobat un miliard. Și eu v-am zis că de-aia a zis părintele. Bun. Dar eu v-am spus acum. Deci nu s-a luat așa să ne uităm de lista cu banii primiți. Păi cum spune? Pe toți 10 ani. Păi da, nu a dus părintele atunci. Biserica Romano-Catolică. 258-911. Biserica Română Catolică Târgu Totuș, 337-740. Iar Biserica Târgu Totuș, 129. Da. Ce puta? Deci, 258. Dublu și. Că? Dublu și. Față de Ortodoxă. Față de Ortodoxă. E la ver oficial. Bun. Și tocmai de aia am aprobat banii mea, nu? Am ajuns la concluzia că ne-a dus tabelul. Erau printre ultimii, da? Să-i avansăm și pe drăși și să-i aducem în față. Ca atare, am atribuit asta banii este, dar nu. O statistică din urmă. Deci, haideți ca să nu, nu facem decât să băgăm o discuție în sat. Nu, nu, nu. Nu suntem la fel. Nu, hai să suntem domnul primar, dar noi am vorbit una. Și acum, când spui și investițiile, vedem că cel mai mare investiții în altă parte. Asta e problema. Domnul Dinu, am o rugăminte. Nu, ai bun asta, bună de asta. Banii se dau în patru tranșe. Patru. Deci mai avem timp să fie. Da? Deci, înseamnă că Trotușul este asigurat, dacă va primi un miliard, deci este sigur. Discuția s-a propagat cu ăștia 750 de milioane. Deci am ajuns la o concluzie până la urmă. Ce facem? Lăsăm la o parte acum, lăsăm la o parte gluma, deci dacă îmi permiteți, lăsăm la o parte. Ca am făcut un scris din glumă, măcar decât să ne încramponăm și asta. Ceea ce a spus domnul președinte este... este adevărat, dar eu vreau și să... completez pe colegul meu, domnul Sfâlea, pe colegul domnul Moise, și să spun, luăm banii aia, au rămas destui bani, luăm banii aia, haideți, fraților, să ne unim să facem ceva, luăm bol, un tractor, ce răspunde? Remorcă. Deci, luăm... Lăsați că am văzut, domnul Marius a ridicat mâna. Vă rog, domnul Marius, ca să vă spuneți punctul de vedere. Nu? Am văzut că ați ridicat mâna, ca să vă spuneți și dumneavoastră. Faceți și dumneavoastră partea. Cu o remarcă așa să fac. Cel mai bine aș vedea, la banii să se facă matematic. Deci,
Cine au luat mai puțin? Nu, 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 nu. Stați așa. Noi vorbim de 75 acum. 75 ăsta. Deci numai de ăsta. Ăsta, restul deja este... Dar și ăsta 75. Păi la 1, la 4, pară chică, te sunt... Păi, domnul Clemens, deci dumneavoastră țineți cont așa. Nu mai facem nimic. Noi nu o să fim în stare să facem până la urma urnei, dăm așa la biserică, dar nu o să mai fim în stare să facem un cămin cultural. Măcar proiectul să-l plătim. Deci, nu o să mai fim în stare să plătim, eu știu... Dar credeți că banii ăștia care se dau acum la, să zicem, biserica din Tuta, nu se folosesc în alte scopuri? Domnul Clemens, nu, nu, dar eu nu am specificat. Pentru comunitatea noastră se da, face. Da, dar noi putem să facem, deci ceea ce se face... Nu pentru noi, pentru urmașii noștri. Da, domnul Clemens, în momentul în care se face la biserica din Tuta, este foarte bine, dar nu se poate duce oricine pentru orice activitate la... Biserică la Tuta. Pe când dacă facem în altă parte un cămin, acolo poate să ducă oricine, domnule, cu orice activitate. Bine, dar acum cu 75.000 de euro. Deci noi nu putem să mergem la Tuta la o nuntă. Doamne, ce? Nu facem. Ați voi prea. Hai. Da. Dar să facem la Tuta. Hai, să facem la Tuta. Ați voi prea. Dar ce? Bun, treceți așa cu amendament? Trecem cu amendament, ce facem? Cine a luat mai mult, cine a mai puțin. Dar cum copiii merg? Da? Deci de asta să stabilim domnul unde banii ăia și unde se vor distribui. Ca să știm un nu, eu v-am zis să venim cu propunerii sau Genu, un amendament. Domnul Moise, te rog frumos, nu lăsa ca să te aștepte 20 de oameni pe tine aici. Da. Avem banii și cu dacă te trimit afară, e cu totul altceva. Dar acum, frumos, participă la știință. Bun. Mergeți de principiul amendamentului și punem banii deoparte pentru un da, angulaj? Punem banii. Eu sunt de părere să punem banii aceștia. Îi punem deoparte. Facem un amendament și spunem clar, stipulăm acolo. Banii aceștia vor fi pentru achiziția unui utilaj. Atunci lăsați-mă să iau cuvântul și acest utilaj, cu acel utilaj care îl avem, dacă nu se înființează acest serviciu, să aibă un șef care să răspundă de aceste lucruri, iar luăm de la capăt. Dar cine ți-a zis că nu se va înființa? Nu. Eu vreau să propun. Sunteți de acord ca să punem banii ăștia deoparte ca să putem să... Să vedem destinația lor? Destinația lor? Un fond de rezervă. Deci sunteți de acord? Cine este pentru ca să punem deoparte această sumă ca să punem deoparte? Nu se poate pune. Dar de unde? De unde este proiectul spre votare? Cu amendamentul exact. Asta nu e vorba. Dar cu amendamentul să stabilim. Bun. Haideți atunci să stabilim. Domnul președinte, numai puțin. Și e valabil și pentru da? Așa. Deci, eu când spun ceva, eu mi-asum. Aveți girul meu, da? Deci aveți girul meu. La următoarea ședință. La următoarea ședință. Vă rog foarte frumos. Și dumneavoastră, doamnă, să veniți cu lecția învățată, dar nu știu amenințare. Nu, nu, nu înseamnă amenințare. Veniți cu hârstirea, să banea sau ce. Nu, păi da, n-are cine. Păi eu nu le zic de conducă. Haideți să continuăm cu lecția învățată, da? Doamnă, le viu. Haideți să continuăm. Nu înseamnă amenințare. Haideți să vedem cine este pentru... Cine s-a ținut cont? De ce au fost puși acești bani pentru mărirea bugetului? Au fost nevoie de mărirea bugetului. Da, sau... La cultură. La cultură. E nevoie. Păi dacă punem așa, atunci au se putea să ce facem. Noi propunem. Trebuie explicat să înțelegem. Discuții ce se face. Păi au nevoie și culo și culo de mai mult. Deci haide să punem... Să se interpretează că sunt amenințare dacă nu uitați. Domnul Mititeru. Haide să terminăm. Propunem, haide să vedem care este. Cine este pentru... O secundă. Deci tot când batem apa în fiu, cum s-ar spune, cu acești 284 de mic cu care se influențează bugetul. Dar ăștia, cu alte cuvinte, e vrabia din pat. E nebine, da. Domnule. Nebine. De unde se vin? Nu vin de la bugetul ăsta. Vin, uitați la acolo, se spune, la fondul propriu. Da, da, nu putem în casa. Nu există. Nu-i bate copilul, tu vrei să spune ce... Bine, noi o să se încaseze. Nu vreau să spuneți, nu? Sunt în stoc cu alte cuvinte. Păi niciodată să se lucrează cu banii în stoc, asta e clar. Și cum dacă rămân în stoc, dacă mai sunt, dacă... Previziunea lui Nostradamus, că vor veni. Dumnezeu cu mine. Da. Bine. Noi decidem să ne vorbim și nu avem tocmai cu chelea ucul de păzări. Bun. Păi dar vedeam să ce facem, da? Bun. Votăm sau nu votăm? Ce facem atunci? Haideți să votăm. Cine este pentru gara? Cine este pentru sub forma inițială, cu amendamentul? Păi nu cu forma inițială. Nu.
Nu. Deci prima dată se votează, se supune la vot forma inițială, da? Ce s-a prezentat. Nu, doamne. Prima dată asta se supune la vot. După aia se supune la vot cu amendament. Așa. Păi știu, dar, nu, dar avem proiect de hotărâre doar cu amendament. Ce vot? Nu, noi ne-am să vină după aia. Nu știu dacă păi o să vină. Aveți proiect de hotărâre prezentat în forma inițială, da? Ce ce am văzut la noi. Și cum să votăm dacă noi nu avem... Deci nu avem amendament. Cum să... Cum vă vedeți? Păi dar faceți amendamentul. Unde vreți să duceți bani? Spuneți, luați de la 0,2, puneți la 0,3. Care amendament? Că până la urmă se propune ca să se cumpere un utilaj sau... Păi da, dar vorbiți pe buget. Amendamentul care? De unde pleacă? De la ce capitol? Unde se duce? Deci, nu se modifică. Deci de la capitolul 67.02 se duce la 84. Se duce la 84. Transport. Nu. Așa. 84.02, da? Adică la 60.02. De la 60.02. 67, doamne. 67.02. 84.02, da? 84.02. Transport. Drumul este mai mult. Asta nu știu ce la acolo. Păi 84 unde avem? Avem nu, la supunem la vot pe formă inițială. A, poftim? Dar ce faci? Supunem la vot prima dată formă inițială. După aia cu amendament. Bun, supunem la, sub forma inițială la vot. Cum a fost proiectul? Cine este pentru? Formă inițială. La forma inițială. După aia venim cu amendamentul. Așa se spune. Că asta e legal. Păi stați că țin domnule, că să le numim. Nu, dar atunci haideți că v-am spus. Supunem sub forma inițială cu amendamentul care l-am explicat și pe acolo. Așa se face. Păi așa am mai făcut noi anterior. Deci, dacă am putea în ordinea de zi, nu se votează cu forma inițială. Dacă îl supui... Dacă îl supui, poți să faci amendamente cât te vrei. Nu, dacă îl supui la vot în forma inițială, el trece... Păi, cum să fie la vot? Dacă nu vreți să votați în forma inițială. Vă țineți de la vot. În forma inițială nu se votează. Și se votează cu amendament. Asta e sigură că. Deci în forma inițială nu trece și se votează cu amendament. Deci se supune la vot. Atunci supunem la vot sub forma inițială, nu? Da. După aia venim cu amendament. Propunem pentru... Amendament cu 75 să fie trecut din vot. Bun, da. Sub forma inițială, cine este de acord? Două voturi pentru, da? Pentru ce? Pentru forma inițială. Pentru inițială. Și noi după aia? Și pentru, și cine este de acord pentru amendament? Amendament. Cu amendament. Abțineri și împotrivă. Abțineri și împotrivă. Abține. Stați așa să vă trec că vreți în proces verbal. Cernea, Dinu, Goaga, Andre. Domnul Baroche, dumneavoastră, nu vă abține. Eu am votat. Ați votat? Da. Eu n-am votat. Am votat pentru. Pentru? Da. Trei ele și-au fost. Trei au fost. Trei au fost. Eu și cine? Nu, dumneavoastră ați votat pentru domnul? Da. Ei, am... Spune, vă rog, spune-mă și votează forma inițială. Așteptați să-și pună punctul de vedere, domnul Boar. N-am fost, scuzați, nu am fost atent atunci când s-au trecut la vot. Și n-a ridicat mâna pentru. Așa, de asta. Și domnul Boar. Deci, forma inițială, da? Fiți atenți. De domnul Ungureanu, atunci președinte. Deci, forma inițială. Postulatea votată. Supunem la vot pentru forma inițială. Așa, așa. Cine este pentru? 10 ori votați pentru forma inițială. Deci, o Solache, Oese, Avalin, Michel Ionel, Vengie, Văcală, Dinu. Te-ai ascultat o Văcală? Nu, n-am votat la Văcală. Eu nu. Dar nu am. A, n-ați... Domnul Văcală, Andă. Domnul Văcală, Andă. Domnul Văcală, Andă. Ai votat? Da.
Domnul Pinu a votat pe Pinu. Da, da, da. Aduceți în eroare acum. Deci așa, mai repet o dată. Cine a fost Petra, Postolache, Barote, Moise, Ungureanu Clement, Ababei Carmen, Mititelu Ionel, Lenken Marius, Dinu Viorel, Goagă și Ander. Da? A fost pentru. Da. Bun. Sunt 10. Nu, 10 suntem. Da. Deci sub forma inițială a trecut. Inițial. Bun. Da. Abține. Băcaru, Cernea, Mititelu, dumneavoastră. Și care e alcegerea? Domnul Sfătul. 5. Împotrivă. Deci, până la urmă, a trecut proiectul așa, nu? Inițial. Sub forma inițială. Da. Bun. Diverse. Cine se înscrie? Domnul Moise? Domnul Ander, domnul Boabă? Domnul Cerea? Ungureanu? Domnul Vasina? Vă rog, domnul Moise. Mă adresez domnului primar. În legătură cu iluminatul public, sau doar fi viceprimar, de ce nu se poate să punem pe toți stâlpii câte o lampă? Așa, dacă ați observat, într-un loc e iluminat, într-un loc, fiind stâlpii fiind la 50 în 50 metri, nu dovedesc să lumineze toată. Să pună toată cu una? Unde este nevoie? Eu vorbesc unde... Dar vedeți că... Eu să știți că referitor la drumul național, nu știu, poate v-am mai spus. N-am pus întâmplător și drotul și din stol pe stol. Am pus pentru că au fost cazuri de primării unde au avut chiar ultima oară, acum 3 luni de zile. M-am întâlnit cu cineva și îmi spunea că a avut un caz la data în judecată primăria pentru iluminatul slav la un drum național și a câștigat procesul. Deci de asta am pus pe DN-ul. Deci dacă nu și noi în judecată primăria atunci... Da, mai ales la mine acolo sunt două, trei saluri, unul în cazul. Noi am mai dat comandă de încă de 100 de lămpi, încă 100 de lămpi, pe care să terminăm cu tuta. Asta însemnând cu Gorbaciuc mai am câteva lămpi. Apoi mă duc pe București noi, Hețasul și partea de la deal. Și mai, da, și mai sunt. Și partea de la deal. Și la deal. Deci, domnul Moise, pe strada eroi unul la dumneavoastră. Și am impresia când a fost acum cu eroi, de acolo v-ați dus. Păi da. Deci acolo ați deci dacă se poate, ar trebui să cerem. Și la totul și mai trebuie să încă 213. Mai sunt, mai sunt și la totul și la Vișoara, mai sunt locuri de... Dar asta am funcție de bani. Dar dacă e vorba de iluminatul secund de la Vișoara, de la calea ferată, ați spus acolo, până vinul în față la Chelaru, nu-i niciun bec. Deci iluminat și asfaltat, dincolo nu-i niciun bec. Da. Deci sunt patru stâlpi de acolo. Avem stâlpi, dar n-am văzut la... Până a fost rețea. Și trebuie să extindem, cum a zis și la totul. Și avem câteva descoperite, să extindem. Deci avem de unde vine? Păi bun, atenție, deci una e iluminatul public, firul de iluminat public și altul e rețeaua de gospodărie. Deci trebuie să aducem rețea iluminat public de la ultimul stâlp. Asta voi ați spus. Iar la linia asta n-ai putut să treci peste. Deci, să vorba de iluminată, trebuie să fie trei stâlpi, fără lămpi, de la Shimon spre... Am văzut. Așa, da, am mort, atunci au urme că am fost la mort la Enarhie. Nu, sarse. Sarse, vei ce spune, sarse. Dar ne-a dat în garanție, 2 ani trimitem înapoi. Da, și există, da, este un sport, am văzut că a fost de 2 ori. Strei... E ceva nedeplu acolo. Da. Bun. Cine este cu următorul? Domnul Ander, vă rog. Da? Domnul Ander. Da. Avem o problemă cu virgulă câinii. Da. Deci problemă foarte mare cu câinii. Și la tută. Deci e jale. În anul trecim de-al meu, acolo am mâncat 60 ceva de găini. Deci nu numai un câine. Sunt mai mulți câini. Și știți unde lor? În curtea grădiniței. O parte din vină e acolo, dorm în curtea grăniței. O parte sunt la Vinișoara... Să fie tot numai de aici. Trebuie luate niște măsuri. Da. Măsurile alea... Dacă nu, ne cumpărăm o cușcă cu ăsta și îi cușcăm. Bine așa. A zis să sluji de glumă. Glumă, bineînțeles, probabil. Bun, așa, da. Nu trebuie luat niște măsuri. Sigur, care este în felul următor.
Așa. Trebuie făcut contract cu domnii care sunt la Unești aici lângă noi. Mulțumesc și noi. Domnul Coagă, aveți cuvântul. La ședința din 26 ianuarie, anul curent, nu din proiect de hotărâri, avea următorul proiect. Proiect de hotărâri privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului fost Sedice Ardez, clădiri și teren aferenți, toată întreagă cu tot, destinația de cămin cultural. Dacă această acest proiect de hotărâri, sau mai bine zis, această hotărâre cum am votat-o pentru, la nivel de prefectură au fost respins sau... Nu. Nu. N-am primit nimic la proiect, da. Înseamnă că a fost acceptat. Deci, ca să avem în vedere, deci, pe bugetul anului următor, să prindem, ca să nu mai batem acea cap în cap cu cultii și cultura. Nu o să avem bani. Să amenajăm și acolo... I-am schimbat destinația. Eu acum, dacă tot am deschis subiectul, să vin cu idei care vreau să spun pe ședința următoare. Dacă sunteți de acord la serviciul de taxe și impozite, figurează mulți cu amenzi. Eu am zis ca să-i punem la treabă. Deci dacă nu vrei nici bani să dai, prin hotărâre judecătorească doar se poate, nu? Da. Așa. Să obținem, da. De mai luăm procedura, vedem cât durează și la anul primăvară să-i luăm la muncă. Dacă nu, vedem cât e ziua de muncă, trebuie scos la muncă. Am vrea să facem gardul de la Sedice de la deal. Pentru că avem reclamații din partea vecinului și la noi chiar, într-adevăr. Așa, deci ar fi de muncă. Acum, na, o să vedem în proiectul de luna viitoare, probabil, și treaba asta. Eu zic că e cea mai bună variantă, cred că banii nu sunt în casă. Nu știu dacă v-ați notat, domnul primar, în legătură cu terenul agricol. Multă lume se plânge că nu se poate circula pe zonele noastre. Acum au avut loc preelatul, vine da. Culescu, vine asta și nu vreau să fie practicabile. Ar fi acolo, nu cred că e o investiție mare ca să dai cu bunul. Nu, doar cu bunul. Nu mai doar asta, nu mai facem. Dar se poate circula. Domnul Coagă a ridicat problemă. Da. Bun. Domnul Cernea, vă rog să vă spuneți cu vorba. Da, eu vreau să întreb doamna vicin. Câți oameni are în subordine la curățenie, la tăiat buieni, la... 20. Aveți 20 la 416 da. Și domnul Ionică, ce mai dă oameni. Da. Și dintre cei 20, vreau să vă aduc la cunoștință că în marea majoritate au probleme și că din alcoolism, au probleme de vedere, au probleme foarte mari și nu pot să fac efectiv, nu pot să-mi asure sănătatea, să-i pun, dar trebuie foarte grav. Și cred că chiar dacă ați vrea să faceți treabă, că e un subiect. Da, exact. Și până nu se înființează serviciul public de, știți foarte bine, de, nu o să arăte comuna cum ne-am dorit. Sigur. Domnul Cernea, vă spun în felul următor. Acei domni care nu își pot exercita pur și simplu activitatea, ei ar trebui menționați acolo și să nu și e retribuția. Nu, își pot. Vreau să corectez dacă îmi dați părere. Nu, dar își poate să aducă pe o perioadă îndelungată așa de mare de la domnul doctor. Nu. Sau de la doamna doctor. Își, da? își pot efectua activitatea, dar voiam să vă zic. Că nu se pot lua permanent. Până la 10 se pot lucra. Că deja am avut un caz cu Claudiu Sabon. Mă rog, am fost acolo, am avut criza de epilepsie și dacă nu știam să-i acord primul ajutor, scuzați-mă. Bun, ei au anumite ore de executare. Ei au 17 ore. Da, deci o persoană are 17 ore. Cum am documentat acum vreo două zile. Exact. Deci are o persoană 17 ore. La două persoane are 30 de ore. Deci cade cumulul. Dar ei trebuie să execute aceste ore. În momentul în care nu a executat aceste ore, da? Doamna, am înțeles că doamna vice este responsabil cu așa ceva, doamna vice poate să nu-i conteze. În momentul în care nu contează, atunci nu beneficiază de sol. Da, nu despre asta voiam să vorbesc. Eu despre asta discut. Nu. Asta a ridicat ștafeta, Eu voiam să vă aduc la cunoștință că nu că nu-și fac.
ore de muncă. Vreau să spun că eu nu pot să-mi asum responsabilitatea pentru 4 ore, ci își fac câte 2 ore. În limita sănătății care o au. Și vreau să spun altceva. Chiar și dumneavoastră a spus că nu puteți să angajați acești oameni, că au probleme. Deci, stați, doamnă, dar în momentul în care nu aduce de la domnul doctor că are probleme, nu pot să consider că de acolo de unde se trimit bani de la Bacău, aia știe că sunt alți. Singurul caz deci aia știe că sunt apți. Dom'le, noi trimitem bani ăștia pentru că ăștia desfășoară activitatea pentru că sunt apți. Da. Și vreau să le aduceți atunci argumente la cei de la Bacu. Dom'le, eu nu pot să-i folosesc asta. Este ori ne dați banii ca să știe consilierii că nu își efectuează orele, ori rămâne așa. Da, mare majoritatea au adus scutiri pentru probleme la inimă și noi trebuie să ținem cont de problema asta. Dar asta nu este permanent, deci ceva permanent. Păi nu e permanent, dar inima e permanent. Deci nu, dacă devine permanent, trebuie să treacă în comisie. Dacă a trecut în comisie, s-a scos afară. Păi am să zic că deja am dat 3 jos. Vă spun la să lucrați. Cine mai este? Cine este după? Da? Eu am depus o cerere, o solicitare la dumneavoastră. Am solicitat să îmi dau citire, dacă îmi permiteți. Deci am depus o solicitare prin care am cerut, am solicitat ca să... Așa. Solicitarea zice așa. Domnule primar, sunt semnatul Bungureanu Petrea, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunității Bucătuș. Vă rog să-mi comunicați numele societăților comerciale care au executat lucrări la terenul de sport și la școala din Târgu Trotuș. Vreau să menționez, am specificat, adică am solicitat acest lucru, că mi s-a dus acuzat pentru că eu am desfășurat activitate, am desfășurat activitate pe terenul de sport sau am luat contractul și la școală. Ca atare de asta am vrut să se... Bun, unul e clar, ați fost acolo cu mine de câteva ori, dar n-ați executat lucrări. Nu. Singura firmă care a executat lucrări este... Alcristan, sau cum se numește, cu bul de excavator, cu grederul respectiv, care v-am spus. Atât. Restul, discuitul și asta am potrivit. Așa, solicit ca aceste informații să se comunice în ședința ordinară din data de 23.07.2017. De asemenea, puteți? De asemenea, solicit o copie după contractul de lucrări care s-a executat la școala din Târgu Trotuș. Vă mulțumesc. Da, dacă este aici. Deci nu ați cerut, cum a zis mai devreme, Nu, dar n-am cerut. De ce este? Deci e contractul. Deci pe am făcut o copie. Eu solicit acum ca la ședința următoare să ne aduce și devizul. Devizul general. Sau devizul general, da. În care se specifică. Păi de devizul de proiect. Păi tot. Păi acolo stipulează și cât ajung la trei. Păi este așa care te desează, documentezi și care te desează. Mai o paranteză vreau să fac și eu. Când putem să demarăm, să începem denumirea celor două străzi care am început? Eu am oprit proiectul cu Cuștiță, am oprit. Am stopat tot. Când putem să dăm denumiri pentru cele două străzi? Când primim o hotărâre și numai de la serviciul respectiv. Doamna secretară a spus că după ce vine, deci într-o lună, să nu ne mai închinuim, că într-o lună, nu știu ceva. Dom'le, vedeți dumneavoastră, uite, așa e și cu devin, așa e și cu ăștia, așa e și cu ăștia. Vă rog frumos. Domnul Mititeru, dacă mai aveți ceva, după ce i-a luat toți cuvântul, după aia vă mai spuneți. Continuă eu continuare. Să știți? Am o întrebare. Dacă au fost informați cetățenii de traversarea magistralei de apă potabilă prin Tuta, sau dacă se face sau nu. Deci se trece magistrala de apă potabilă, va trece prin sat și prin mijlocul satului, sau nu. Dacă eram informat și eu fiți conștient că informat și lumea, adică nu pot să... Deci nu am primit deci nu este nimic oficial. Și nu este adevărat. Din ultima discuție care am avut-o cu reprezentanții de la Hrabă, inclusiv directorul actual, așa, încă nu e sigură ruta pe care va trece conducta de apă. Deci nu e sigur nimic. Altfel, nu înseamnă. Deci nu chiar așa. Eu am comunicat de presă. Altă întrebare. Bun, altă întrebare. Canalizarea de Tuta. Așa. Bun. Deci din Tuta acordurile pentru Tuta tot? Am discutat la început. Spuneți-ne și nouă ce s-a discutat. Deci mai avem nevoie de două avize.
așa, să ne putem apuca de treabă. E, vedeți, aici este și lucru care ne bagă în ceață. Adică, vedem până la urmă, dacă vine gravul cu un document de la guvern prin care se va trece pe domeniul nostru, așa, automat că dacă eu fac raportul și vin el, strigă tot. Este? Deci, acum stau în impas, am înțeles că termenul ar fi până în 2019 de executare, exact ca și master planul de la CRAB. Deci ei vor trebui să treacă până la data respectivă. Mă, deci voi mai sunt 2 ani de zile după ei ca să... Niciun caz. Dar eu cred că așa este. Noi dacă ne-am făcut treaba și vine altcineva, strică, remediază el. Da, bineînțeles. Dar asta nu este un impediment pentru noi ca să ne facem raportare. Bun, ca să evităm discuțiile astea, propun pentru fiecare lucrare, când se fac anumite faze determinate, să înființăm câte o comisie din... Și să nu uităm, să facă acum, după ședință, se poate deja face comisia pentru școala trecută. Exact. Specificați, doamne. Păi nu, mai ales dacă trebuie să facă comisie de recepție. Nu de recepție. Poți să viziteze ei din când în când lucrarea să fie lucrurile. Comisia asta trebuie stabilită printr-o dispoziție. Dacă dăm și dispoziția. Să știu cine, în ce lume sunt acolo. Da, am solicitat la Troiță, de la Monumentul Eroilor de la noi, să luați în considerare. Ați luat în considerare ca să aducem o îmbunătățire a Troiței respective, pentru că acum a fost acum, nu? O grămadă de evenimente cu partea Eroilor. Noi avem Troița aia, e total 76.000 de lei. Încerc să facă... Nu știu dacă merge, că ăla, dacă este, nu cred că merge. Bun. Acum, situația e pe următor. Sunt... Sunt câteva probleme care trebuie rezolvate. Eu țin cont, știu că am discutat și n-am să mă dau deoparte. O să facem, dar nu pot în două luni de zile să faci tot. Deci sunt probleme la ordinea zilei cu care ne confruntăm mult mai problematic, mult mai grav. Deci țin cont. Eu am înțeles. Puteți să mă ascultiți chiar și nu mă supăr. Eu de asta vă spun, pentru că știți foarte bine că din luna a treia am început demersurile pentru terenul de fotbal. Din luna a treia suntem în luna a opta și am ajuns în imposibilitate de a înscrie echipa de fotbal. Pentru că terenul nu este activ. Și nu poți să se numească echipa, nu te supăra, Ciurinatul, SRL sau cum am aderat? Echipa se numește... Dacă e bine de Ciurinia, asociația se numește foarte simplu, asociația de lucruri. Deci nu este. Eu am numit, deci până la urmă, am avut impediment, știți foarte bine, am făcut drumuri la Bacău, am trimis până la urmă la Ministrul Justiției, ne-a venit aprobare de la Ministrul Justiției cu denumirea, pentru că trebuia să avem aprobare, da? De la Ministrul. Ne-a venit aprobarea, nu putem să facem pentru că anul ăsta, pentru că nu putem să jucăm pe teren. Interesant este că în 5 luni de zile noi n-am fost în măsură, a fost o posibilitate enorm de bună. Deci a ieșit gazonul și n-am udat la timp. N-am udat la timp pentru că, știți foarte bine, mi-ați adus o acuză extraordinar, adică m-am simțit extraordinar de prost, reproșându-mi că am lucrat numai 3 ore la acel teren de fotbal. Da? Și nu este. Deci vă rog frumos să spuneți, este proprietate privată cumva și nu am știut. Terenul acel de fotbal. Știți unde este problema? Deci nu știu, dar spuneți. M-am supărat pentru că după ce, în momentul în care ne-am apucat de treabă, la un moment dat v-ați retras. Am înțeles, aveți dumneavoastră. Păi, dumneavoastră. Și a rămas totul pe spatele meu. Deci aici este. A rămas, dumneavoastră mi-ați reproșat. Păi dumneavoastră sunteți autoritar aici, spuneți, da? Păi câte tractoare sunt în localitatea asta și cât efectuează cu spălatul pe drum? A participat măcar jumătate de oră. A primit, bineînțeles. Deci eu spun așa, dumneavoastră, dacă sunt eu știu așa, vă spun acum un lucru concret. La Cașin, primarul de acolo s-a dus la toți oieri și i-a spus, domnule, desfășor o activitate acum, am nevoie de la fiecare oier către doi cărlani. Domnule, și toți s-au dus. Dumneavoastră ați fost la cei care sunt cu tractoare să le spuneți, domnule, jumătate de oră, ca să nu aveți un impediment. Da? Și vă confirm un alt lucru, care spuneți dumneavoastră, păi știți că dumneavoastră ați plantat câți pomișori ați plantat acolo și n-ați fost în măsură până ieri și vreți să vă arăt o poză ca să dumnealor să filmeze, să vadă lumea. A fost pe terenul ăla, acolo, 2 metri de ciulin. Domnule, deci 2 metri de ciulin. Și mai spuneți până ieri că, domnule, eu am fost un impediment când ați terminat dumneavoastră terenul de fotbal. Cine a zis până ieri? Păi la ieri s-a acosit acolo. Dar știți motivul de ce nu s-a acosit? Nu știu. Păi ascultați-o neacată. Păi spuneți-mi, ca să pot să înțeleg. Bun.
Situația e în felul următor. După ce am plantat pomișorul ea, la două zile mi-au dispărut din ei. Vai, ce s-a dispărut? Din brațe. Domnul primar, haideți să vă scot cum am pus exact special omul acolo cu degețelul lui să țină acolo cum era uscat din cauza pulpinelor de 2 metri. Dar nu sunt foarte mult uscați. Bun, dar nu sunt mai sunt șederi. Haideți să ajungem la o rețetă. De ce am investit dacă n-am putut să ținem sub supraveghere? Unde este? Ia Anatolie, ia, asta investim acolo. De unde s-a investit producția? Ia să ce sunt. Dar nu știu, dar atunci cum nu s-a dat deja. Deci producția a fost primit și donații. Deci donații au fost. Păi de ce nu ne explicați? Doamne, nu vă sufocați. Prăcuții ăia sunt donați. Ca tare, dacă cresc, cresc, dacă nu, lasă-i vreo. Atunci, Dumnezeu cu mine. Și eu înlocuim, dar eu să ne domnesc. Nu, nu suntem în stare de aici. Nu suntem în stare. Da? Hai să terminăm. Eu am foarte mult de spus. Dar întotdeauna sunt... Păi da, pentru că dumneavoastră nu aveți răbdare ca să discutăm, de asta nu o să știți nimic. Păi dar stai puțin, domnul președinte. Deci poți să spui 100 de întrebări. Ești președinte de ședință, poți să spui de nu a plecat ședinte, pentru că de lună în lună trec treburile astea și noi ne trezim. La sfârșitul anului cu domnule, păi da, n-am putut să facem. Nu este sau nu știu ce. Deci eu... Eu zic așa, pentru că sunt mult educați cu soarul gama, că noi nu fost la gol. Da, eu știu că era micuțe, dar nu a putut să-l deschizați soarele. Eu vreau să știu un lucru. Căminul cultural atâta se face sau nu se face? Dar ce se face? Domnul președinte, am și o întrebare. Cu solda asta, ce ne explică cum... Cu ce? Cu solda. Cu solda. Acum, stai să vă spun un lucru. Propun diminuarea salariului pentru că nu s-a făcut toate lucrurile normale, diminuarea salariului a domnului primar și a domnului vice, ca urmare să știm că și noi vom primi salariul mai mic exact după dânsul. Eu vă spun așa. Ce organ puneți, puneți păi, dar consilierii votează. Dar noi de ce am votat atunci, mă rog, cine votează? Eu vă zic așa. Atunci bine, am discutat cu o parte dumneavoastră. Nu știu. S-a întâmplat o greșeală. Dar eu nu e... Și vezi primire. Și se va rectifica acea greșeală? Mai mult ca sigur, da? Mulțumim frumos. Dar de treabă sunt. Dar eu aș fi de acord. Dar eu aș fi de acord. Dar să fie de minunat. Prima oară, uite, când nu jignesc, e prima oară. Domnilor, dar eu sunt de acord. Ei se plătă. Deci înseamnă, bănuiesc că nu mai sunteți de acord cu diminuarea salariului. Deci filmați, domnul, vă rog, domnul, filmați pe fiecare consilier, domnule, sunteți de acord? Nu, domnule, dacă a promis domnul Adrian, deci nu sunteți de acord. Nu. Deci, domnule, eu înseamnă că nu sunteți de acord. Deci a promis domnul. Spuneți-vă, spuneți acum, că eu am destul. Păi eu vorbim de seară, spune. Ne-a venit o adresă de la prefectură, pe data de 24-7, a avut loc asediul nostru, conform graficului de control, acțiunea de verificare a activității desfășurată de primar și secretar. În urma controlului au fost stabilite câteva date, încălcările legislației, le găsiți, le-am dat doar la președinții de comisii, copie după acest raport de control, la punctul 10. Dar mai important este să vă citesc, dacă aveți răbdare, măsurile necesare în vederea eliminării acestor deficiențe constatate. La punctul 1. Consilierii locali vor acorda audiențe în conformitate cu prevederile articolului 51 aliniatul 3. Dar noi acordăm adică la audiențe, doamnă. De ce termen? Nu ne întâlnim oamenii. Domnul Moise, vă rog frumos să lăsați doamnă să citească ce este de spus și după aia, dacă este... Vă rog frumos. Termen permanent. Da? Da. La 2. Se vor întocmi și prezenta Consiliul Local informări scrise asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local, potrivit prevederilor 63, alineatul 3, litera B din legea 215. Termen permanent. Nu, doamnă. Cine răspunde? Cine răspunde? La primul răspund consilierii locali. Așa. Răspund primarul și secretarul. Bun. Și pe 24, dacă îmi permiteți, doamnă. Pe 24 a avut loc controlul.
Și dacă nu vă supărați pe mine la ceea ce o să spun acum, că dacă m-a ridicat mingea la filiu, m-ați enervat deja. Nu, nu, nu vă enervați. Dacă ați avut control pe 24, de ce nu ne-ați anunțat că am avut ședință pe 24? Băi, domnilor, ce ședință pe 24? Pe 27 am avut ședință, da? Dumneavoastră ați avut control pe 24. Deci, domnul Nicumichidelu, uitați-vă, vă rog frumos, la adresă. Ia uitați-vă pe prima pagină. Doamna, spuneți, doamna, eu am citit să scrie acolo. Deci, adresa asta e venită pe 48-a de la prefectură. Da, dar spune că ați avut control pe 24 și a fost control. Păi, dar spune pe raportul. Și aici zice de chestii raportul. Gândiți-vă foarte bine. Raportul când s-a făcut și când a venit. Și prefectura a trimis acest raport de control. Deci, ați înțeles, cere scuze, vă rog frumos, că nu mă mai enervez. V-ați întrebat deja. Lăsați să citească în continuare. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Punctul 3. Se vor lua măsuri pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a treia, raportului periodic de activitate al anului anterior, privind modul de respectare a accesului la informații de interes public, conform articolului 5 din legea 544, răspunde primar și secretar. Termen 1-10. Aici trebuie să publicăm în raportul, în Monitorul Oficial, un raport, într-adevăr, de activitate pe anul trecut. Asupra consilierilor? Nu, nu. Am zis primarul să-i setea. La punctul 4. Se vor lua măsuri pentru însușirea anuală de către Consiliul Local a inventarului bunurilor din domeniul public și privat aluate, conform articolul 122 din legea 215. Este vorba de o hotărâre pe care noi trebuie să avem o singură hotărâre pe domeniul public. Din păcate, la noi sunt mai multe. Deci acum trebuie să aprobăm o parte din ele și să facem o singură hotărâre. Așa este normal să existe în cadrul fiecărei instituții. Răspund primarul, Consiliul Local și secretarul. La punctul 5. Se va emite dispoziție privind delegarea atribuțiilor de autoritate tutelară conform articolul 65, legea 215. Primarul și secretarul. Ce este locul doamnă de autoritate tutelară și de fapt, care este? Deci prin fișa postului doamna Jugaru are. Nu. Și nu are dispoziție nici tabu? Are dispoziție pe fișa postului. Numai că nu era trecut această formulă. Se atribuie atribuțiile privind autoritatea tutelară. Trebuie să facă această completare, fișa postului. La punctul 6. Se vor lua măsuri privind elaborarea strategiei privind starea economică, socială și de mediu a UAT, potrivit articolul 63 alineatul 3 litera C din legea 215. Răspunde primarul. Aici ar trebui atribuțiunile delegate de viceprimarului, că e din gospodarul. Domnul Mitice, vă lăsați să spună. Este vorba de elaborarea strategiei. Domnul Mitice. Noi avem... Știți foarte bine că v-am mai dat o dată într-o ședință, niște formulare, chiar pentru strategie erau. O parte le-ați adus, da. Pentru strategie erau. Cum trebuie, doamne, pe aduce? Domnul Mititel. Domnul Mititel. Dacă nu vă dau afară. Și tu mă dai pe mine afară, dar eu mă închidăm din partea mai mare. Am dreptul să vă dau afară. Doamnă, scade la continuare. La punctul 7. Se vor lua măsuri privind întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local a statutului unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor articolul 36 alineatul 3 literatul legea 215. Vă rog să explicați, domnule. Statutul localității, ce am intrat și ce am mai văzut la alte UAT-uri, este practic o descriere a unității noastre administrative, din punct de vedere economic, social, cultural, tot ce are, trebuie să povestim despre cele trei sate, ce au în dotare, despre populație, despre religii, naționalitate. Trebuie să facem o descriere foarte detaliată a comunității. Cine este responsabil? Aici, primarul, Consiliul Local și secretarul. Primarul, Consiliul Local și secretarul. Nu consiliul, da? Dar dumneavoastră sunteți Consiliul Local. Nu știu. Se vor lua măsuri privind întocmirea celor 77 de documentații necesare emiterii titlurilor de proprietate, analizarea acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenilor Târgu Trotuș, precum și transmiterea acestora către Comisia Județeană Bacău, termen permanent. Răspund primarul și secretar. Deci asta sunt... Și ordinul prefectului? Nu fac o parte. Sau titlul de proprietate în emis. Păi aici zice stabilirea dreptului de proprietate privată, precum și transmite. Emiterea titlurilor de proprietate doar. Atât. Fără ordine. Ce înseamnă? Că aia care se duc la comisii și... Sunt depuse cereri pentru emiterea titlurilor. Domnul Dinu, ia spuneți când comisia s-a format, ședința s-a ținut pentru comisii. Ședința s-a ținut. Doamna vice, ia să vedem ce completări vreți să aduceți. Doamna vice, ia să vedem ce completări vreți să aduceți.
Ia liniște, domnul Dinu. Vă rog. Vă rog ca să... Două minute vrea și doamnă. Nu stați să termină, vă rog. Da? Mai avem? Da. Știți până la capăt. A prezent un raport de control, va fi prezentat în prima ședință a Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș, prin grijă a primar și secretarului, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun, urmând ca instituția prefectului să fie informată în scris cu privire la aceste măsuri în termen de 30 de zile. Da. Bun. Noi acum trebuie să facem un program de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor. Deci, la ce am citit până acum, ce sarcini avem, trebuie să le aducem la îndeplinire. Să le ducem la îndeplinire? Da. Da, adică începem cu dumneavoastră. Eu vă spun, vor acorda audienții. Doamnă, numai puțin. Noi acordăm audienții întâlnirii cu cetățenii pe care îi zic. Dar eu vă zâmbesc ironic, pentru că dacă nu s-a făcut cu ăsta să se strângă bărăriile din ăsta, chiar vreau să... Deci haideți să nu amestecăm probleme. Eu m-am citit acum de audienții pe care dumneavoastră trebuie să le susțineți conform legii. Eu trebuie să deschid un bocondic sau un registru prin care să mă înregistrez. Dacă facem atunci. Nu este posibil. Legea. Domnul Moise. Legea 57, articolul 4, din alineatul 3, nu vă dă voi. Nu, eu de asta am zis. Am mai vorbit și la alte primării. Să știți că sunt variante ca fiecare consilier să deschidă o contică de prezență. Dar este foarte greu, pentru că dumneavoastră sunteți 15 la noi, cu doamna vice, consilier. Deci asta ar însemna să avem 15 contici, nu se poate. Nu, dar o să, exact cum ați zis, o să faceți aici și o să vină fiecare în ziua respectivă și... Da, v-aș ruga să faceți o planificare a zilelor. Deci normalitatea este aici sedit. Da, doamnă, serviciul de voluntariat în situații de urgență s-a făcut ceva, că și ăla este necesar în... Da, SBS-ul s-a făcut ceva. Ce-i cu el? Nu se scoate la concurs ca să pune... Suntem în procedură. Știți că la un moment dat... Mai aveți de adăugat, domnilor și doamnelor. Iar are doamna secretar, domnul Cer. Ați ajuns la domnul Moise, chiar dumneavoastră să faceți o comisie formată din consilier local pentru școală. Aș vrea să vă propuneți acum, la chestie emite în dispoziția, vreau să știu cine trebuie. Doamnă, este, propunerea mea este în felul următor. Din fiecare partid face parte un reprezentant. Faceți dumneavoastră propunerile și dumneavoastră. Ca atare, eu susțin așa. Avem șef de partid, de șefii de partid. Lăsați partidele deoparte. Lăsați partidele deoparte. Puneți-vă deci, care vreți dumneavoastră, este domnul primar. Nu-mi denigrați președintele partidului. Dar el nu este un om. Te da afară. Nu mă poate da. Da. Și mai avem o problemă. Da. Spuneți, domnule. Ne trebuie reprezentantul pentru ședința CRAB. Deci, eu sunt în incompatibilitate, doamna vice la fel, eu am propune să fiu un consilier local. Acum, dumneavoastră, vă decideți. Aveți o ședință la o lună? Să propună. Domnul consilier. Haideți, propuneți întâi comisia pentru școală, da? Da? Cine vrea? Domnilor consilier, cine are propunere pentru comisia care să participe? Cine vrea să ridice mâna? Deci, da. Cine este... De specialitate? Cine? Da, da. Deci, de la noi, din partidul nostru, eu îl propun pe domnul Barbatina. Nu mă duc voi. Mai ești consultor. Mai faceți o propunere. Domnul Liviu Mititeru. Eu propun pe domnul Liviu Mititeru. Lasă, să termini propunerii domnului Liviu. Nu, deci... Știți, acum mai rău de mai unit. Din punctul meu de vedere, acum, deci vorbesc la un sfârșit. Din punctul meu de vedere, eu nu o să pot să particip. Și de ce? Și vin și cu argumentații. Eu până acum n-am participat de la început și nu știu ce se află până în prezent. Deci eu nu... Păi la ce să la ce să nici unul dintre noi ce putem să fac. Dar eu n-am să pot să văd eu la fundație... Să faceți o cerere. Doamna, normală. Doamna, la orice lucrare trebuie să existe o formă.
Domnul Moise, haideți să vă spun un lucru. Știți la canalizare, ni s-a dat pentru canalizarea de la Vinșoara când am aprobat. Ni s-a adus toată documentația în față. Ce cheltuielul o să fie? Așa trebuia și aici. Așa da, trebuie să. Dar au fost. N-a fost o ședință. În luna iulie am adică un. Cât o să coste materialele? Cât o să coste? A fost chiar doamna. Cât o să coste materialele? A fost în luna iulie. 16 milioane. Cât costă? E bine, n-a fost așa exact. Materialele sunt. Că știi că acolo este unde vis. Dar n-am mutat. Este unde vis. Care exact tot este. Vor pierde firul. Vreți comisie sau ce face? Păi da, dar voastră a solicitat. Păi da, este comisie. Domnul Moise, era cu propunerea de trebuie să facă parte de consiliul local, mă, nimeni nu știu. Eu sunt unul de acolo, vreau să fiu la. Știți care e povestea? Eu atunci, propuneți, nu propuneți, eu mă retrag din această comisie, la revedere. Nici nu mai vreau să mai fac, pentru că nu vreau să fiu acuzat ceva. Bun. Dacă vreau să fac ceva. Păi da, atunci, domnilor, haideți să fiem și cu coloană vertebrală. Domnului, sunt constructor. Haideți să fim cu coloană vertebrală. Adică vrem să vedem și nu ne uităm. Dar atunci, nu mă pricep. Păi da, domnule, dar... Și nu trebuie să zic. Este propunerea noastră. Nu, bine. Este propunerea. De la dumneavoastră, propunerea dumneavoastră. Cine este? Ca să spun un Clement că vreau să da. Domnul Clement este. Din partea... Păi cum? Pe Clement îl propui și tu? Bun, am propus noi. Păi dar tu propuneți de la mine mai dorit. Bun. Eu îl propun pe domnul Andă, da? Bun. E un domeniu. Da. Și atunci... Haideți voi. Propun pe domnul Sâlea. Adică să fie tot să fie echitat. Da, bun, da. Comisia de întrebare, da? Așa. Bun. Pentru... CRAB. Așa. La CRAB. Ședințele CRAB. Care mai... Care e duci la Dar ce trebuie să facă? Sunt ședințe. Uite, de exemplu, pe 28, nu, acum avem și la ultima ședință ni s-a dat... De ce nu poate să fie vicii mai mare? Incompatibil. Incompatibil. Dar hai să devin... Hai să vă spun altfel. Hai să devin cu o soluție dublă. Adică ce înseamnă? Să propunem doi aici. Nu. Pentru că unul poate nu se poate deplasa întotdeauna. Și aici este un impediment. Nu, lăsați-o așa la lucru. Dacă nu găsim, ce să fac? Nu, dar găsim soluții. Cum adică nu găsim? Da. Eu îl propun pe domnul Liviu. Da. Sunteți de acord? Da. Sunteți? Vă rog să ridicați mâinile în sus dacă sunteți de acord ca să se deci, pe 28 de zi. Bun, mulțumesc, ai bun. Toată lumea, dar așa, o să fie un proiect de hotărâre, la viitoare, pe ce aveți de semnat. Trebuie un proiect de hotărâre de semnat, reprezentat. Deci, ca să fim, să înțeleagă, să fie o discuție bine stabilită aici. Vă promit, la modul cel mai solemn, dacă mă duc la CRAB, voi veni cu lecția învățată, vă spun ce voi discuta, vin și cu registrarea, să nu spuneți că te duci acolo și mă duc pe sub masă. Nu, nu, trebuie să telefon ca să nu spună cum a spus sub masă și... De asta ne trebuie un alt document. Prin vot secret la lege. Prin vot secret? Da. Pe cine? Acea lege. Nu mai primar. Haideți, două secunde, nu mai doamna la lege. Două secunde. Hai să țin eu. Doamna Vici vrea să fie grația. Domnul Moise, te rog frumos să stai. Așteaptă. Domnilor, vă rog frumos ca să auzim ce spune doamna. De la Constanța, în care s-a făcut o evaluare tehnică. Foarte. Și după 20 primim răspunsul în urma evaluării tehnice. Deci vreau să zic că au fost la Cămin, am fost cu ei, m-am deplasat acolo și au constatat exact ceea ce am scris noi în raport, exact aceleași lucruri le-a găsit. Cu mențiunea
Era campusul de la biserică și am dus echipa să vadă că, într-adevăr, copiii satului Tuta, la unde sunt desfășoare activitatea. Da, deci cred că... Foarte bine. Da, ok, deci asta. Foarte bine. Deci finalizare, până la urmă, nu să fie. Da, deci... Păi ați plus 75.000. Da? Da, și îmi cer scuze că l-am dezamăgit pe domnul Militeru, că nu mi-am mai trebuit. Ei, dar la un moment dat tot o să... Domnul Liviu, vă rog frumos. Domnilor, încheie ședința și vă mulțumesc foarte mult pentru participarea.